Bună, sunt Denis și vă prezint o nouă poveste originală pe canalul meu Lumina Poveștilor. Iar în indivisionare vă șoga foarte mult să vă abonați acest canal și să lăsați un like. Un vânt cald a suflat prin ferestrele ușor deschise ale balconului, iar luna plină a luminat întreg spațiul. Elvira stătea înfășurată într-o pătură mică și caldă și lacrimile înghețară în ochi. A trecut exact o lună de când tânărul ei soț a părăsit-o, nu trecuse nici măcar o zi de la nunta lor și descoperise deja că proaspătul ei soț reușise să-și dobândească o amantă chiar înainte de căsătoria lor. Elvira stătea uitându-se la petele lunii, clar vizibile astăzi în această noapte de lună plină, și avea o fotografie strânsă în mâini. Aceeași fotografie de la nunta lor. Părea că Elvira devenise deja una cu această fotografie pentru că de la divorț nu se despărțise niciodată de ea. Și-a întors ochii pătați de lacrimi spre fotografie și lacrimile au început să curgă din nou. Atât de fericit, atât de frumos. Cine ar fi crezut că totul se va termina așa? Elvira și-a surprins soțul trișând chiar în ziua anunții lor. Tânărul a sărutat cu pasiune o altă femeie, ascunzându-se alături de ea în toaleta bărbaților din restaurantul în care se oficia banchetul de nuntă. Și cel mai important, nu doar săruta o fată necunoscută. El și-a sărutat cel mai bun prieten, Elvira însă și. Un prieten care s-a oferit voluntar să fie martor la nunta lor. O prietenă pe care Elvira a anumit-o cu mândrie cea mai apropiată și cea mai bună. Și-a întors privirea înapoi spre lună. Nu mai suporta să se uite la imaginea ei și a fostului ei iubit. Desigur, când Andrei, soțul Elvirei, a fost prins în persoană, a început să nege. Este tot ea, nu am vrut. S-a atârnat de gâtul meu tot drumul, chiar s-a împins în camera bărbaților, a strigat tânărul. A țipat în inima lui, a țipat astfel încât să nu mai rămână nicio îndoială în capul tinerei fete. Probabil că nu este vina lui. Toată ea era la sedus, se gândi Elvira naiv și bineînțeles că l-a iertat. Nunta a avut loc, iar niciunul dintre invitații nu și-a putut gândi măcar că în relația tinerilor căsătoriți se pândește o a treia persoană. O viață de familie fericită nu a funcționat niciodată. După doar cinci zile, Andrei și-a recunoscut în sfârșit pasiunea pentru altul și a depus el însuși divorțul. De ce s-a căsătorit cu mine? Elvira și-a repetat această întrebare iar și iar. De ce a fost necesară această nuntă? De ce a mințit că nu este vinovat? Elvira nu a putut găsi un răspuns la aceste întrebări se ridică de pe scaun și își sprijini coatele pe pervaz, respirând aerul proaspăt al nopții. Mâna însă și ajunse la piept. În jurul gâtului fetei era un pandantiv. Andrei i-a dat odată acest pandantiv înainte de nunta lor. Ea a atins decorul și a zâmbit involuntar printre lacrimi. Poate că nu este totul pierdut încă, se gândia. Nu mi-a luat niciodată darul, Pandantivul a avut propria sa istorie interesantă și si chiar înfricoșătoare. Andrei a moștenit-o de la străbunica. Un pandantiv cu un diamant mare costa sume incredibile de bani. Străbunica lui Andrei a reușit să o păstreze în timpul războiului civil. Familia lui Andrei provenea din partea mamei sale a nobililor, iar acest pandantiv s-a dovedit a fi singurul lucru care i-a amintit de fosta avere a rudelor sale. Deși rudele ar fi putut să-l vândă cu mult timp în urmă, poate cum casările ar fi putut cumpăra cu ușurință câteva apartamente în centrul orașului, dar Andrei și părinții lui și-au respectat rădăcinile. Deoarece aceste bijuterii au fost moștenite doar de femei. Mama lui Andrei a insistat ca pandantivul să treacă în mâinile Elvirei. Înainte de nuntă, tinerii au avut relații de prietenie, apoi mai strânse, de mulți ani de la adolescență. Nimeni nu se îndoia de dragostea lor reciprocă. Elvira a răsucit bijuteriile din mâini, iar imaginea lui Andrei a apărut imediat în amintirile ei. Atât de iubit, atât de drag! Ea s-a gândit tristă pentru a câta oară. Cum a putut să-mi facă asta? Fata încă nu și-a putut înfășura capul în jurul la tot ce se întâmplase. Ea nu înțelegea de ce a părăsit-o și de ce s-a dus la cel mai bun prieten al ei. Alina este cea mai apropiată prietenă a Elvirei încă de la grădiniță. Fetele au crescut împreună, s-au dezvoltat împreună și chiar și părinții micilor lor prieteni erau prieteni între ei. Alina a văzut cum a început relația dintre Elvira și Andrei. Ea a văzut cum s-au îndrăgostit unul de celălalt, cum au visat la o nuntă și la copii. De ce și-a pus ochii pe el, pentru că erau mereu atâția bărbați în jurul ei? Dublat trădare a fost mai greu de supraviețuit decât ar părea la prima vedere. După scurta ei căsătorie și divorțul grăbit, Elvira s-a pierdut. A pierdut tot ce era atât de drag. Încă atât de tânără, dar nu mai știa să trăiască mai departe. Cum să înveți să ai din nou încredere în cel puțin cineva? Ea dădu drumul pandantivului și se uită din nou la fotografie, cu ochii strălucind din nou de lacrimi. Ali era pe cale să se arunce înapoi în patul ei, sufocându-se de suspine. La urma urmei, pentru întreaga lună după divorțul lor, ea nu a putut face decât un singur lucru să plângă. A părăsit balconul, îndreptându-se spre camera ei, când deodată soneria a sunat puternic. Și nu doar au sunat la sonerie, ci au bătut și la ușă, în sensul literal al cuvântului. Elvira se uită la ceas exact la două dimineața. Inima mi-a bătut în timp odată cu bătaia în ușă, capul m-a durut instantaneu din cauza sunetului neașteptat și enervant al soneriei. O Maria somnoroasă. Mama fetei privea din camera părinților. Elvira, ce se întâmplă? Întrebă ea somnoroasă, legându-și cureaua halatului. Femeia căscă, deși frica înghețată în ochii, trăda entuziasmul. Cine este aceasta? Cine ar putea ajunge la asta? Andrei, a exclamat Elvira, nepermițându-i mamei ei să-și termine fraza. A sărit în sus și în jos ca un copil mic care primise o jucărie nouă și a țipat, înecând sunetul insistent al soneriei. Acesta este Andrei. A venit să facă pace. Știam, știam că asta se va întâmpla. Maria, surprinsă de o altă bătaie în ușă, își cobor vocea și se uită uluită la fiica ei. Elvira, taci! Cine altcineva este Andrei? Acum are o nouă iubire. Uită, te rog! Și din nou nu a putut termina propoziția. Felul în care cineva a sunat insistent la sonerie și a bătut ușa cu pumnii nu a putut să nu ne sperie. Femeia s-a înfășurat în halat, cu mâinile tremurând de frică. A prins mâna fiicei ei. Nu deschide, nu deschide. Nu știm cine este. Este Andrei, strigă Elvira, răsucindu-se din brațele mamei ei. S-a repezit spre ușă, fără să renunțe niciodată la fotografie. În mijlocul țipetelor mamei sale, ea, fără măcar să se uite prin vizor, s-a repezit să deschidă ușa pentru oaspetele insistent. Cine este aceasta? Mormăi fata, privind în fața bărbatului care a venit. Mâinile ei au început să-i tremure cu o vigoare reînnoită când și-a dat seama că venise altcineva. Bărbatul a făcut un pas încrezător în apartament, urmat de încă trei bărbați necunoscuți de Elvira și trei bărbați cunoscuți, vecinii familiei din zona pădurii. Primul bărbat și-a îndreptat umerii, a băgat mâna în buzunar și a înfipt un fel de pătrat de carton chiar în fața fetei. Elvira Radu locuiește aici. Ofițer detectiv capitan de poliție Băca. A deschis o carte mică care îi confirma identitatea. Am un mandat de percheziție pentru apartamentul tău. Elvira a rămas fără cuvinte. Ia clipul uită, privind la oamenii care veneau la ea. Ce se întâmpla exact, fata nu putea înțelege. Maria a apărut imediat în spatele ei. Ce s-a întâmplat? întrebă femeia îngrijorată. Pe ce bază ne căutați? Bărbatul a chicotit și a pus un document în mâinile mamei Elvirei. Femeia și-a trecut repede ochii peste el, apoi și-a întors privirea către fica ei. Elvira, aici scrie că ești un hoț. Abia a vorbit cu o voce micșorată. Ce? Se părea că Elvira era gata să-și piardă cunoștința. Ea e hoață. Trebuie să fie un fel de greșeală. În timp ce tânăra încerca să-și revină în fire și să înțeleagă de ce anume ar putea fi vinovată, bărbații au intrat fără ceremonie înăuntru, începând să răstoarne totul pe dos. Au scotocit prin toate, raft după raft, sertar după sertar, au deschis, au scuturat și au aruncat cărți. Au călcat covoare cu cizme murdare, fără să le pese deloc de vreun standard de decență. Au deschis dulapurile fără entare și, întorcându-se și aruncând tot conținutul de pe jos, au jefuit chiar și frigiderul, aruncând nepăsător pe jos mâncare destul de bună și proaspătă. Elvira nu știa ce să creadă. Din când în când încerca să prindă privirea mamei ei, dar ea își întorcea mereu privirea. Apoi s-a uitat întrebătoare la vecina ei, poate ar putea explica ceva. Vecina, o bătrână bună de vreo 60 de ani, dădu din cap și făcu câțiva pași spre Elvira. Elvira, începu bătrâna în șoaptă, cum poate fi asta? Ești o fată bună, de ce ai nevoie de bibeloul ăsta? Nu. Elvira își dădu ochii peste cap. Despre ce vorbești? Eu nu înțeleg nimic. Sunt atât de nervos. Oh, ce se întâmplă? Vecina a deschis gura, dar nu a avut timp să spună nimic. Martori a strigat principalul care a venit. Nu plecăm. Bătrân a dădu din cap și se întoarse la companie. Se gândi Elvira, sclipitor. Ea, la fel ca mama ei, a continuat să urmeze ascultător căutarea, privind îngrozită la mizeria pe care o făceau când majoritatea apartamentului fusese deja dat peste cap și, evident, nu se găsise nimic valoros, Elvira a scos o voce tremurândă. De ce ai nevoie? Ce căutați? Nu am furat nimic, a spus ea, încercând să-și oprească tremurul din voce. Unde sunt decorațiunile? L-a întrebat cetățeanul Radu pe unul dintre ofițerii operaționali, privind cu severitate în ochii fetei. Părea că încearcă să citească ceva în ele, și-a întors privirea către mama Elvirei și a privit-o cu condamnare. Maria, nu-ți e rușine că ai crescut un hoț? A întrebat el sfidător. De indignare, femeia a rămas fără cuvinte și se bâlbâi. Da, eu da, tu da, n-aș face niciodată, repetă ea cu vocea frântă. Elvira chicotii în sinea ei, observând cu uimire că era un psiholog excelent. S-a uitat din nou la mama ei și și-a dat seama cu amărăciune că nu ar trebui să aștepte niciun sprijin de la ea Maria a fost unul dintre acei oameni care prețuiesc opinia publică mai mult decât orice altceva în lume Când a auzit că fica ei ar putea fi un hoț, a devenit literalmente verde Dacă Elvira s-ar fi dovedit într-adevăr o criminală, mama ei ar fi abandonat-o fără probleme De ce are nevoie de o astfel de fică? Cu voce tare, Maria a continuat să scoată scuze. Am crescut-o pentru a fi o persoană bună, bună. Nu am învățat-o să o fure. Nu e vina mea. A nebunit complet cu Andrei ei, a țipat ea. Elvira aruncă subconștient o privire la fotografia pe care încă o ținea în mână. Această acțiune a atras imediat atenția polițiștilor. Deci, ce este asta? Întrebă capitanul Băca, făcând un pas înainte a smuls grosolan fotografia din mâinile Elvirei. Elvira însă și era uluită. Nu și-a mai amintit de ea însă și fără această imagine. Capitanul se uită la fotografie, apoi se uită atent în ochii fetei. De ce ai nevoie de o fotografie a acestui bărbat? Întrebă el cu severitate. Îi dorești ceva rău. Privirea lui alunecă peste echipul Elvirei. Acesta este soțul meu, a strigat ea, lipindu-și mâinile la piept, parcă instinctiv, apărându-se de agresiunea internă. Fost? Acesta este fostul tău soț, a corectat o polițistul, când brusc privirea i-a prins gâtul fetei, surprinsă aici. A strigat și a întins mâna spre Elvira înspăimântată, ca să nu aibă timp să se indigneze, în vreme ce bărbatul, cu o mișcare aspră, îi smulse pandantivul. Rupându-i lanțul de la gât, și a ridicat mâna pandantiv în semn de victorie. Găsite! Strigă el triumfător. Înregistrați martorii. Ai văzut totul. Oamenii îngrijorați au dat din cap, iar mama Elvirei și-a strâns inima. Bărbatul se uită la Elvira, judecând. M-am gândit că ai fi fost mai deștept ca măcar să fi ghicit să ascunzi bunurile furate. Iar tu, eh, schimbându-se nepoliticos cu tine, el s-a întors și și-a fluturat mâna în direcția ei. Nătărău prost! Elvira, protestând, flutură mâinile. Nu, nu, Andrei, soțul meu, mi-a dat acest pandantiv. Întreabă-l, întreabă-l pe mama lui, a strigat ea. Și nu mi-e rușine să te mint, a spus unul dintre ofițerii de poliție. Acest pandantiv îi aparține Alinei Zmeu. Potrivit informațiilor noastre, ea este în prezent mireasa lui Andrei Gârlea. L-ai furat. Capitanul Băca a aruncat o privire amenințătoare către angajatul său, care a tăcut instantaneu. Mormăi buca pe un ton plictisitor, întorcându-se către Elvira și repetând mecanic fraze care de mult strânsese rădinții. Cetățeana Radu Elvira, sunteți suspectă de comiterea unui furt la scară deosebit de mare. Ai dreptul să taci. Orice spui poate fi folosit împotriva ta. Ai dreptul la un avocat. Dacă nu aveți un avocat, vi se va asigura un apărător public. Pregătește-te! Trebuie să ne urmăriți până la departamentul de investigații. Luăm pașaport personal, lenjerie de schimb și articole de igienă personală. Vă puteți aduce propria ceașcă și lingura. Orice altceva vă va fi transferat de către rudele dumneavoastră în ordinea juridică stabilită, conform listei aprobate de lucruri permise pentru transfer. Să ne grăbim! Adăugă pe un alt ton grosolan și arogant, împinând-o pe sărmana Elvira în spate. Două minute pentru a fi gata. Nu avea de ales decât să facă tot ce îi se spunea. Ca într-o ceață, în cele din urmă s-a uitat la mama ei. Mamă, strigă Elvira încet, eu sunt. Știi că nu e vina mea." Maria ridică bărdia. Nu mai ești fica mea," a spus ea pe un ton rece și judecător. În acel moment Elvira și-a dat seama că de acum înainte a rămas complet singură. Așa a fost pusă în închisoare. Nu pentru nimic, nu pentru nimic. S-a dovedit că Alina, odată cea mai bună prietenă a Elvirei, a scris o declarație împotriva ei la poliție. Și ea nu numai că a scris, ci și-a deranjat să ofere dovezi incontestabile ale faptului furtului, așa cum era scris acolo. În poliție, apoi în instanță, Alina, fără să clipească din ochi, a susținut că Elvira i-ar fi furat cu nebunie acel pandantiv foarte scump. Alina, de altfel, un pandantiv dat de soțul ei de 5 zile. Alina a spus că pandantivul i-ar fi venit cadou după divorțul dintre Elvira și Andrei. Iar Elvira a venit în apartamentul prietenei ei, a făcut scandal și, profitând de frământările generale, a furat o bijuterie valoroasă. Drept dovadă, distrugătorul a oferit un videoclip în care Elvira a intrat în apartamentul celei mai bune prietene a ei. Totul ar fi fost bine, dar în ziua aceea, însă și Alina a invitat-o pe Elvira la ea. Erau încă prieteni? Sau nu erau? În orice caz, Elvira, care deja trăise o dublă trădare teribilă, a fost pusă la cale cu cruzime. M-au aranjat rău și jos. Cei în care avea cea mai mare încredere din lume au fost încadrați. Fata nu avea bani de avocat pentru că mama ei, ca și restul rudelor, a abandonat-o pe Elvira. Se părea că a uitat de ea odată pentru totdeauna. Au decis că criminalul nu mai putea fi rudele lor și nu au avut nicio problemă să o șteargă pe Diata fată din viața lor. Și Elvira a rămas complet singură. Abandonat, trădat, nu avea nevoie de nimeni. Avocatul pus la dispoziție de stat nu a reușit să facă față sarcinii sale, iar Elvira a fost condamnată la șase ani întregi într-o colonie de regim general. În instanță, ea a încercat să se justifice, a încercat să-și demonstreze nevinovăția, dar totul în zadar. Uzată de procese nesfârșite, judecătorul nici nu avea de gând să o asculte în mod corespunzător și erau dovezi mai mult decât suficiente împotriva ei în dosar. Cumva au apărut mai multe dovezi ale vinovăției ei. Un martor necunoscut pentru Elvira a apărut și a văzut-o alergând cu pandantivul furat spre casa ei. Ea a fugit. Cum ar putea cineva să observe că o persoană fuge cu o mică bijuterie furată? Cum se poate înțelege că a fost furat dacă decorul în sine nu era nici măcar vizibil? În general, Elvira a suferit o înfrângere zdrobitoare, nu a putut evita închisoarea. La finalul procesului, a fost transferată rapid din arestul preventiv într-o colonie aflată nu foarte departe de orașul natal. Elvira nu mai avea sprijin, nici bani, nici putere pentru viața lui viitoare. Când a luat cunoștință de decizia finală a instanței, Elvira și-a dat seama că existența ei își pierduse acum orice sens. A început să aibă gânduri persistente de sinucidere, dar a reușit totuși să se agațe de marginea conștiinței ei de dorința de a trăi. Elvira și-a propus un obiectiv clar și important, să afle cine a fost martorul necunoscut. Pleacă de aici, află și răzbună. Să se răzbune pe toți cei care și-au călcat viața atât de crud și fără milă. Pentru ce? Trebuia să se afle și asta, așa că a decis să trăiască. Ce ți s-a întâmplat? A întrebat o femeie mare, adultă. Ești bolnav? Atunci trebuie să mergi la spital. Femeia a făcut un pas înapoi, îndepărtându-se de Elvira. Era unul dintre colegii ei de celulă. Din fericire, Elvira nu a avut probleme în această comunitate teribilă. De care îi era groaznic de frică. Uite, nu de moale într-un loc nu pot să-ți arăt slăbiciunea aici, i-au spus noi ei prieteni, după ce ascultase, conform tradiției consacrate, povestea despre cum a fost prinsă noua fată. Nu, nu, sunt bine, a răspuns Elvira când a fost întrebată despre bunăstarea ei, încercând să aducă cel mai prietenos zâmbet. Cred că m-am otrăvit puțin. Probabil că prăjitura care mi s-a dat ieri a fost răsfățată. Ce crezi, nu? Cum te simți? Da, nu știu, cred că sunt bine, i-a răspuns interlocutorul. Numele ei era Victoria și era în colonie de aproape trei ani. În Elvira, femeia și-a putut vedea fiica, pentru că avea aproape o viață mai mare decât ea. De îndată ce a apărut această fetiță fragilă, Victoria a luat-o sub aripa ei masivă și nu a permis nimănui să-l rănească pe nou venit. Această femeie roșcată, înaltă și mare a ajutat-o mereu pe Elvira, care a avut ghinion în opinia prietenilor ei. Desigur, unde îi pasă de ei? La urma urmei, nu avea deloc cunoștințe despre viața în colonie. Victoria însă și își spăși pedeapsa sub același articol ca Elvira pentru furt. Este adevărat că Victoria chiar și-a comis crima și nu mi-a fost deloc rușine de asta. Odată a lucrat ca programator și a reușit să spargă un cont bancar o companie mare la care am lucrat. Victoria a transferat toți banii furați în contul unuia de la orfelinate private. Pentru că știa foarte bine că acea companie își face profituri într-un mod complet ilegal. Cu toate acestea, agențiile de aplicare a legii nu au reușit să aprecieze o asemenea noblețe, iar Victoria a primit 10 ani de închisoare. Victoria se uită atent la Elvira. Știi, poate ai dreptate. Stomacul meu s-a obișnuit de mult cu această mizerie, dar al tău nu este încă atât de puternic. Și tu e adevărat că ești cam palid, chiar galben-verde, ar trebui să mergi la doctor, iubito. Trebuie, repete Elvira. Ultimul cuvânt îi revine interlocutorului ei, ceva devine din ce în ce mai rău pentru mine. Elvira a fost dusă la control medical. Doctorul, văzând testele terminate. A venit în camera Elvira cu mare îngrijorare. Vedere. Ea a examinat pacienta și a mai aruncat o privire pe foaia de concediu medical. Măcar știi ce se întâmplă cu tine! a întrebat doctorul pe un ton îngrijorat. Cum ar putea fi ratat asta? Elvira era stânjenită. Ce este? a întrebat ea slab. Am fost otrăvit, nu? Am doar stomacul slab. Nu, a răspuns doctorul pe un ton tăios. Radu, ești însărcinată. Elvira se ridică de pe patul de spital. În pete colorate dansau în ochii mei. Înăuntru totul a fost răsucit de un nou atac de greață. Ce? Cum? Ea a coborât imediat, m-am uitat la stomac și m-am gândit. Poate fi trecut cu vederea așa ceva. Îi trecu prin minte. Gând sălbatic. Elvira se uită întrebătoare la doctor. Ești, ești sigur? Desigur că sunt sigură, a răspuns ea. Femeie. Știi măcar cine este tatăl, nu? Elvira a fost ofensată. Pentru cine mă ei? Desigur știu. Am avut un singur bărbat, soțul meu. Dar nu mă interesează. Cum naști? Vei preda copiii tatălui lor, pentru că el este disponibil. Elvira era pe cale să înceapă să explice asta femeie nemulțumită că era divorțată și de fapt tatăl viitorilor ei copii și a păcălit-o închisoare, când deodată aproape că a căzut de pe pat de uimire și șoc. Bine, oprește-te! Copii? Tu vrei să spun că... Da, Radu, răspunse medicul pe un ton calm, cotidian. Aștepți tripleți. Părea că întreaga viață a Elvirei scripea în fața ochilor lui, I se părea că era acum își va pune capăt existenței. Glumești! Cum este posibil acest lucru? Se plânse ea înfășurându-și brațele în jurul său și legănându-se înainte și înapoi într-o poziție semișezând. Mai mult puțin și ea va urla cu voce tare. Și așa viața răsfățată nu poate deveni mai rău, la fel și copiii. 3. Este timpul să mergi și să te spânzuri sincer. Nu am nimic de făcut decât să glumesc cu prizonierii, nu fără dezgust, a răspuns doctorul. Cum pot contacta tatăl copiilor tăi? Elvira s-a scufundat imediat. Suntem divorțați, a răspuns ea. Este puțin probabil să reușim să-i predăm copiii. Dar și fac asta nu vreau. Eu voi face un avort. Nu vei face niciun avort aici, i-a spus doctorul pe un ton practic. Vei naște ca o iubită. Dacă nu sunt necesare, îi vor preda la un adăpost. Într-o noapte aspră de noiembrie, prizonier Radu, cu dureri groaznice, a născut trei bebeluși prematuri, mici și slabi. Imediat după naștere s-a întâmplat chiar în spitalul de colonie, au fost duși de la mama lor epuizată la o maternitate specializată, parte a sistemului penitenciar UFSIN. Spre surprinderea tuturor, toți trei au coborât și s-au întors. Înapoi la colonia unde era ținută mama lor, Elvira însă și a petrecut două săptămâni în spital. Stând întinsă cu febră, nimeni nu avea nevoie cu adevărat și cu inflamație a uterului, s-a grăbit la o altă clinică, când deveni limpede că avea complet probleme. A ajutat aceeași Victoria, care a ridicat un mare groaznic, amenințând că va depune o plângere corespunzătoare cu privire la condițiile de detenție prin intermediul avocatului său prizonieri bolnavi revenit în fire după operația de urgență pe care a suferit-o. Elvira și-a reconsiderat atitudinea față de acești copii care au apărut atât de inoportun și nu au scris declarație de refuz. Înțelegeți că nu veți mai avea niciodată șansa de a avea copii proprii. Un alt doctor, amabil și atent, a convins-o spre deosebire de cel care era indiferent și disprețuitor a tratat-o pe Elvira în colonie. Gândește-te bine. Viața este un lucru imprevizibil. Astăzi este o dâră întunecată, mâine va fi luminos și nu vei avea alți copii. Dar cum îi voi crește? A strigat Elvira. Nu am nimic altceva. Chiar și propria mea mama m-a abandonat, iar tu, spui tu, ești o fire strălucitoare. Decizia ține de tine, a clătinat din cap medicul curant, dar dacă aș fi în locul tău, nu aș sări. Când Elvira însă și, și copiii ei au fost în sfârșit suficient de puternici pentru a părăsi clinica, același doctor le-a aranjat o întâlnire. Privindu și fetele și a născut trei bebeluși frumoși. Elvira pur și simplu nu i-a putut refuza și a izbucnit din nou în lacrimi când a văzut cât de mici, minunați și lipsiți de apărare sunt. Strângând din dinți, ea a decis că va trece cumva. Nu pleca în derivă, i-a spus Victoria când s-au întâlnit din nou în colonie. Acum ești mama a multor copii, veți fi eliberat mai devreme și sunt oferite tot felul de beneficii de la stat, iar eu nu vă voi abandona. Ceva s-a atașat de tine, prostule. Ea se întoarse, încercând să-și ascundă ochii lăcrimații. Oarecum ne descurcam. Atinsă, Elvira și-a îmbrățișat cu recunoștință prietena ei mai în vârstă. Gâtul i-a fost strâns de spasme, nepermițându-vă să exprimați un cuvânt de recunoștință. Desigur, copiii au fost așezați separat într-o încăpere special amenajată pentru astfel de cazuri. Iată, toți bebelușii născuți în colonie au fost strânși din resurse guvernamentale, ca în orfelinate. Au fost date mame prizoniere ore specifice în fiecare zi pentru hrănire și interacțiune cu copiii. Lapte de la Elvira, care a supraviețuit vremurilor grele nașterea și operația ulterioară, nu a existat, dar ea le-a dat bebelușilor ei pe toate tandrețe și grijă necheltuite. Elvira a numit-o pe cea mai mare dintre surori, cea care s-a născut prima, Victoria, în onoarea colegului ei de celulă și a noului prieten. Media Alina i-a plăcut mereu nume. Cândva. Parcă într-o altă viață, când era încă împreună cu Andrei, visau așa numește fiica lor comună. Elvira și-a numit a treia fiică Vasilisa, în onoarea propriei mame a lui Andrei. A Elvirei, iar soacra ei niciodată împrimită, a avut întotdeauna o relație foarte bună. Era mult mai moale caracter decât Alina mama și a arătat întotdeauna o atitudine emoționantă față de viitoarea ei noră îngrijire. Deși Elvira nu avea nicio dovadă că Vasilisa nu avea a fost implicată în poveste cu acuzația ei nedreaptă, din anumite motive știa sigur că mama Andreea nu a fost implicată în asta. Inconștient, slab, nu bazat pe nimic, ci așa un sentiment plăcut cuibărit în sufletul tinerei mame. Ea știa, era sigură. Bună Vasilisa nu putea să-i facă asta sau putea. Gândind această poveste groaznică într-un loc și altul, Elvira se răzgândește la fiecare câteva zile. Totul părea foarte ciudat. Odată cu trecerea timpului, zilele se târau una după alta, încet și dureros. Elvira nu a avut ce era mai bun un articol dur, iar o colonie cu regim general este un loc mult mai puțin aspru decât un prizonier strict, cum au spus prizonierii experimentați dar această închisoare nedreaptă în colonie i s-a părut muncă grea adevărată. Elvira număra zilele și chiar orele, visând să iasă în sfârșit din închisoare și va putea respira mirosul proaspăt și atât de ademenitor al libertății. Copii născuți după gratii, destul de ciudat, i-a dat Elvirei o nouă speranță, i-a dat dorința de a trăi, dorința de a se dezvolta, de a-și face viața mai bună și mai demnă decât a ei. Ea a înțeles perfect că era puțin probabil să reușească să găsească un loc de muncă decent din cauza trecutului ei criminal, dar știa cu fermitate că de dragul copiilor ei avea nevoie agățate de această viață cu gheare și dinți. Elvira își amintea adesea cu lacrimi de propria ei mamă în fața ochilor noștri. Era mereu chinuită de întrebarea cum ar putea mama ei să o abandoneze atât de ușor. Când ea însă și devenit mamă, au apărut și mai multe întrebări pentru Maria. Elvira nu a înțeles cum pot să faci asta copiilor tăi. După ce s-au născut bebelușii, viața părea strălucea cu culori noi, în ciuda tuturor negativității și întunericului care a devenit recent ea viața de zi cu zi. Acum Elvira s-a trezit fără lacrimi în ochi și a propus un nou obiectiv, a găsit un nou sens în viața mea. Acum tânăra avea două obiective consistente, să crească copiii și, bineînțeles, să se răzbune pe infractorii lor. Elvira, ai talent cu admirație, Victoria vorbi cu vocea ei. A privit cu interes cum lucra Elvira. Femeile lucrau împreună în domeniul tăierii și cusăturii. Și dacă Victoria mai degrabă și-a făcut treaba mecanic. Fără corespunzătoare și interes pentru această problemă, apoi Elvira s-a dedicat complet procesului de lucru. Mulțumesc, a răspuns fata. Jenat. Îmi place cum iese. Nu m-am gândit niciodată că cusutul poate fi așa activitate interesantă. Da, doar tu crezi, i-a răspuns Victoria, trecând și repede privirea la restul muncitorilor din atelierul lor. Vedeți cât de bine este. Iar închisoarea are avantajele ei. Tu ești punctul am găsit-o pe placul meu, a spus femeia cu zâmbetul pe buze. Elvira se încruntă. O să spui la fel. Deși știi, ai dreptate. Elvirei îi plăcea foarte mult să fie croitoare. În viața ei obișnuită, nici nu putea să gândească că lucrul cu mâinile tale poate fi atât de distractiv. Mai ales după o pedeapsă cu închisoarea despre studii nu se mai putea vorbi la institut. Elvira, la insistențele mamei sale, imediat după absolvire în clasa a 11-a, am intrat la universitate. Fetei nu i-a plăcut niciodată specialitatea aleasă. Ceea ce nu este surprinzător din moment ce nu i-a însă și, și a ales viitoarea profesie, ci mama ei A intrat Elvira facultăți de drept, au studiat acolo primii doi ani Adevărat, după cum s-a dovedit, cunoștințele dobândite nu au fost a ajutat-o să evite închisoarea nedreaptă și, de fapt, nu a fost niciodată implicată perspectivele de a fi avocat Elvira era mai atrasă de niște profesii creative mai libere La vârsta de 5 ani Fata și-a exprimat dorința de a deveni designer de modă, și, dacă tatăl Elvirei și-a susținut fica, apoi mama ei și-a ridiculizat grosolan visul. An mai târziu, Elvira și-a dat seama că nu are rost să ne certăm cu Maria și nu a mai rămas niciun sprijin sub forma unui tată. Părinții fetei au divorțat când avea 10 ani. Din păcate, a trebuit să renunț la ale mele visează și se supune unui părinte preponderent. Antrenamentul a fost foarte greu pentru ea, dar Maria a fost neclintită, ori studiez unde spun eu, ori nu ești fica mea, ea a strigat. Este amuzant, dar acum Elvira era complet liberă să-și aleagă viitorul moduri. Mama ei a abandonat-o oricum. Este păcat de sigur să ai libertate în alegerea ta, a trebuit să suporte restrângerea tocmai acestei libertăți în condiții atât de dure și chiar insuportabile. Elvira și-a amintit din nou de părinții ei. Ea și-a dat seama pentru prima dată că Maria fusese întotdeauna ceva, un fel de insuficient iubitor, care nu acordă suficientă atenție propriului ei copil. Era o femeie și puternică, într-o oarecare măsură lipsită de principii, iar Elvira, reflectând, în sfârșit realizat. Acțiunile mamei ei au fost mai mult decât se aștepta. Ei bine, ce zici de tata? Tatăl Elvirei era și el o persoană destul de ciudată. Elvira ai. Victoria stătea direct în fața fetei. Fluturându-și palma în fața feței. Întreb, ai aplicat încă pentru eliberare condiționată. Oh, oh, da! A răspuns Elvira, revenind încet la realitate. Imediat după ce Elvira și-a născut copiii, Victoria i-a dat ideea grozavă pentru care să aplice eliberare condiționată și încercați să vă scurtați pedeapsa din cauza nașterii a trei copii, cât și prin comportament exemplar și muncă productivă. Știi, nici măcar n-am avut timp să spun asta, spuse Elvira vinovată. Administrația m-a abordat recent și mi-a oferit această opțiune. Dacă totul merge mai departe, dacă este bine, vei putea ispăși doar o treime din întreaga pedeapsă. Elvira lăsă jos jacheta, la care cususe anterior un fermoar și se uită cu atenție la prietena ei. Dar ce urmează? Ea a întrebat. Cum pot continua să trăiesc? Ochii Victoriei se mărire semnificativ. Ce vrei să spui, cum? În mod plăcut. Ea a râs ușor. Ești atât de tânăr, ce prostie este în capul tău. Elvira își cobor umerii. Unde să mă duc, Victoria? Nu mai am pe nimeni. Cum sunt singur? Si cu trei copii. Pur și simplu nu am unde să le aduc. Oh, haide! Victoria clătină din cap cu condescendență. Chiar crezi că mama ta nu te va accepta. Înapoi. Ei bine, mi-am servit timpul, deci ce este în neregulă cu asta? O mamă își va accepta întotdeauna copilul, nu fetelor. Victoria se uită întrebătoare la ceilalți prizonieri. Desigur, o va duce acolo unde merge. Mi-aș dori fiica mea iubit, chiar dacă a ucis pe cineva. Se auzi vocea cuiva. Elvira clătină din cap. Nu, pur și simplu nu o cunoști pe mama mea. Este puțin probabil să-și poată accepta fiica, un condamnat. Bine, bine, spuse Victoria, ridicând mâinile în semn de conciliere. Ei bine, ce zici de tatăl tău? Unde este el? Și tatăl? Se gândi Elvira din nou. Nu și-a mai văzut tatăl de atunci cum părinții ei au divorțat. La început s-a repezit la el, a cerut mamei ei ca să-i permită să comunice cu tatăl ei, dar ea a refuzat mereu copilul. Nu are nevoie de tine, a repetat constant Maria. În cele din urmă, Elvira s-a împăcat și a putut accepta faptul că nu va putea menține o relație cu tatăl ei. Nu, nici lui nu-i pasă de mine, spuse ea tristă. Victoria și-a frecat bărbia gânditoare. Ei bine, ce zici de tatăl copiilor tăi? În niciun caz, răspunse fata pe un ton ascuțit. M-a pus la cale. El? El? Bine, bine, calmează-te! Victoria a râs. Atunci trebuie să ne dăm seama cum să ne răzbunăm pe el. Elvira se apropia încet, dar sigur de obiectivul ei. Se părea că punctul de plecare de care avea nevoie era foarte aproape, iar acum Elvira va putea respira proaspătă mirosul mult dorit de libertate. Fata conducea simțindu-se bine, probabil chiar grozav, mai bine decât majoritatea tinerilor prizonieri din colonie femei. Nu a fumat niciodată în viața ei și nu era obișnuită aici. Nu a intrat în conflicte cu ceilalți prizonieri, îndeplinea întotdeauna toate cerințele administrației, era politicos și sârguincios, a avut rezultate bune și chiar a depășit cota de muncă. Elvira a slujit deja un an și opt luni, fiicele ei creșteau, abilitățile de cusut ale Elvirei au continuat să se dezvolte într-un ritm accelerat, uneori gânduri ciudate și chiar înspăimântătoare se strecurau în capul ei. Din când în când Elvira am înțeles că mă simțeam mult mai bine în închisoare decât mă simțeam acasă. Aici iar au apărut prieteni adevărați devotați, aici și-a văzut copiii pentru prima dată, a sărutat-o pentru prima dată fiecare dintre fiicele ei. A inalat pentru prima dată aromele trupurilor lor mici. Aici a fost în sfârșit în stare pentru a face ceea ce mi-a plăcut cu adevărat, am putut să realizez multe aici. Elvira își amintea din ce în ce mai puțin cu dor de Andrei. Bineînțeles, încă era înăbușită de resentimente, dar nu cu un așa teribil și forță insațiabilă. Timpul a trecut și ea se putea gândi deja la el fără lacrimi în ochi. Este adevărat, una dintre întrebările care o îngrijorau a rămas fără răspuns. De ce îmi făcea asta? se gândi fata. De ce avea nevoie să merg la închisoare? Nu putea înțelege scopul fostului ei soț, motivele lui pentru a o trata atât de josnic. Ei bine, Alina, ce i-a lipsit? Pentru ce era necesar să acționezi atât de dezgustător față de o persoană dragă? Elvira nu a putut renunța la această situație, nu numai că nu putea, dar nu voia. Setea de răzbunare i-a acoperit privirea cu un văl roșu, pulsatoriu, când Elvira se gândea cum avea să se răzbune pe infractorii săi. Sângele îi fierbea în vene, iar inima îmbătea de parcă un eveniment vesel se apropia foarte curând. Gândurile de răzbunare i-au dat putere, i-au luminat calea spinoasă. Și tu? Întrebă Elvira, întorcând capul într-o parte. Nu vrei să pleci de aici. Oh, fata mea! Victoria și-a desfășurat brațele în maniera ei obișnuită. Bineînțeles că vreau să plec de aici, dar circumstanțele mele sunt ușor diferite. Care sunt aceste circumstanțe? Elvira se uită viclean la prietena ei. Ai vreun secret de la mine? Victoria a râs ușor, asta e pentru astfel de conversații. Vom discuta ceva mai târziu. Cum pot fi liber fără tine? Întrebă Elvira cu tristețe, schimbându-și tonul jucăuș. Aș vrea să pot. Aș vrea să pot am ieșit împreună, nu? Dacă tu și cu mine am putea trăi împreună. Încă nu e seară, dragă, spuse Elvira cu bunăvoință. Scoțând de undeva o țigară ascunsă anterior. Încă vom avea totul. Au trecut aproape doi ani de când Elvira a fost transferată într-o colonie și a început ispășiți pe Datorită unui comportament bun și recomandărilor excelente din partea autorităților închisorii, Elvira a fost eliberată. În închisoare, a spășit exact o treime din pedepsa inițială, ținând cont de șederea într-un centru de arestare preventivă. Uneori, Elvira se gândea cât de norocoasă era, deci scurtează-ți semnificativ șederea într-un loc nu atât de plăcut. Cu toate acestea, apoi a repede revenit la realitate. Această perioadă nu ar fi trebuit să se întâmple, se gândi fata cu furie. Deoarece Elvira nu era deloc sigură că mai era un loc pentru ea în această lume și cu atât mai mult un loc pentru fiicele și copiii ei trebuia lăsat deocamdată în colonie. A existat o asemenea oportunitate pentru o perioadă scurtă de timp. Elvira și-a luat rămas bun de la fiicele ei cu lacrimi în ochi. Avea dureri insuportabile lasele, dar nu era alta varianta. Toți pur și simplu nu aveau un cotro. Când în sfârșit a ieșit în zona înconjurată de sârmă ghimpată. La fel mușcătură Gerard Zător. A inspirat adânc aer proaspăt rece, părea că aici, în libertate, era izbitor de diferit de ceea ce era în afara zidurilor coloniei. Este o prostie, desigur, a spus Elvira cu voce tare și a zâmbit la comparația ei. Am respirat adânc și mi-a usturat nasul instantaneu de frig. Ea a visat atât de mult la acest moment, l-am imaginat atât de des. Am numărat minutele până când a putut fi eliberat, iar acum sunt aici, se gândi Elvira, dar spre regretul ei profund, primele minute de libertate nu i-au adus ceea ce merita plăcere. Gândurile tinerei mame nu au lăsat-o niciodată griji pentru copiii ei, cum se descurcau fără mine, este totul în regulă. Elvira priv din nou la zidurile înalte ale închisorii ei recente, închisoarea în care ea și-a petrecut ultimii doi ani din viață. Mâinile întremurau trădător, capul a început să-mi zumzeie. Ce ne așteaptă în continuare, se întrebă ea. În cele din urmă, după ce mi-am adunat curajul, s-a îndreptat pe o potecă lungă, îngustă, curățată în zăpadă. Prima ei țintă a fost un autobuz oprirea de la care Elvira plănuia să se întoarcă în orașul natal. Deoarece există opțiuni, nu mai era nimeni, dar la insistențele Victoriei, ea a decis în cele din urmă să vorbească din nou cu mama ei și dacă va putea în continuare să o ierte, să o ierte pentru ceea ce nu a făcut niciodată. Iar Elvira a crescut-o cu mândrie bărbie, îndreptată hotărât spre locul stabilit. Un autobuz plin de tăcere și foarte oameni posomorâți trecuseră deja linia orașului, iar Elvira și-a ținut respirația cum totul se schimbase aici, ea credea. Privind cu nerăbdare în fereastra ceață, ea a continuat să șteargă paharul, transpirată agitația palmelor. S-a uitat în chipul orășenilor, a privit cu interes clădirile care treceau pe lângă ele, m-am uitat la oraș de parcă aș fi făcut-o pentru prima dată. Autobuzul a plecat deja spre centru, iar Elvira a gâfuit de admirație, anul nou se apropia și totul în jur era decorat cu mari strălucitoare ghilande. Lumini leede și decorațiuni mari pentru brad. Orașul strălucea de culori strălucitoare lumini, a făcut zgomot și s-a bucurat, s-a dezvăluit fostului prizonier cu cel mai solen laturi. Elvira nu și-a putut reține emoțiile, ce frumusețe, a comentat ce a văzut cu voce tare. Taci deja, a închis o femeia care stătea în spatele ei și nu te lasă să dormi aici. Elvira s-a stânjenit imediat și a tras capul în numeri și și-a fixat privirea pe fereastră. Autobuzul s-a oprit la un mic ambuteiaj și a avut o ocazie grozavă să se uite la geamurile mașinilor care stăteau în apropiere. În fiecare stătea cineva, fie un șofer, fie un soț și o soție, o mamă și o fiică. Copii în spate scaun. Familii fericite conduceau în toate direcțiile, grăbindu-se să cumpere tot ce aveau nevoie pentru viitor revelion. Elvira a fost atât de dusă de ocupația ei simplă, încât a fost brusc ascuțită sunetul lung o făcut să sară pe scaun. Inima a început să-mi bată cu o vigoare reînoită, gândurile mele au început imediat să reia amintiri din ziua când nefericita femeie a fost reținută în apartament mama ei. Se uită la rândul de mașini. Ce este asta? Întrebă ea cu voce tare, cu o ansietate involuntară. Oh, doamne! Femeia care stătea în spate îi răspunse din nou. Calmează-te deja! Este doar o mașină bipuri. Nunta asta! Nuntă! Ea a bătut ultimul cuvânt. Elvira se uită pe fereastră cu un interes reînnoit. Oameni fericiți se gândia, încercând să-și liniștească inima năvalnică, a început să caute cu ochii alaiul de nuntă. În cele din urmă, blocajul s-a îndepărtat, iar Elvira a văzut o cavalcadă trecând. Dragii albi, mașini decorate cu diverse accesorii de nuntă într-un semnal care a fost puternic pentru restul, s-a repezit înainte. Un zâmbet încrement pe chipul fostului prizonier. Recent, ea însă și era așa, conducea într-o linie de mașini care claxonau continuu la propria nuntă. Cu un amestec de interes și tristețe, a privit mașinile trecând până l-am văzut pe cel principal. Cartagina a înconjurat mașina tinerilor căsătoriți când eroii ocaziei pe o limuzină albă lungă decorată cu trandafiri argintii. Ramuri de pin și sună cu un sonerie prins cu autobuzul. Elvirei s-a deschis gura de uimire. A fost la fel chiar mașina în care ea și Andrei au călătorit la nunta lor. A alergat, s-a uitat la numere, combinația memorabilă a trei opturi a spulberat ultimele îndoieli. Ce coincident a gândit Elvira. Și apoi l-a văzut. Un fulger, o secundă, o clipă. Dar femeia se gândi că tocmai acest moment a durat o eternitate. Timpul s-a întins ca guma de mestecat. Mașină proaspeții căsătoriți au părut o eternitate în timp ce treceau pe lângă autobuz. Ce zici de condus? Elvira a reușit să conducă vezi Andrei. Frumos, zâmbind într-un costum luxos, cu siguranță era el. Mereu îi plăcea să conducă singur și la prima nuntă a fost la volan și de data aceasta nu a făcut excepție. A alături de el este Alina într-o rochie de mireasă albă pufoasă. De colte o adânc, pelerină de blană, tiara sclipitoare în părul ei. Elvirei i s-a părut că privirile li s-au încrucișat, iar Andrei a observat-o. I s-a părut că i-a atras privirea și o privea așa cum arătase cândva foarte, foarte pentru o lungă perioadă de timp. Elvira nu era sigură că acea înfățișare a lui nu i se părea, dar își dorea foarte mult să o vadă. Crede! Voia să simtă că nu a uitat-o, ca cu încetinitorul, în momentul în care s-au întâlnit răspândit ca groasă de aur peste o farfurie invizibilă de amintiri. Scuturând din cap, Elvira și-a dat seama că sentimentele calde pentru fostul logodnic au învins setea de răzbunare. Sentimentele Elvirei păreau să se aprindă cu vigoare reînnoită. Chiar i s-a părut că Andrei o privea cu aceeași căldură. Te-ai uitat? E pe ea deloc. Ea și-a prins capul, o durere palpitantă s-a instalat în tâmple. Cei cu tine, fată? S-a auzit o voce îngrijorată. O femeie care stătuse anterior în spate s-a ridicat de pe locul ei și s-a apropiat de ea. Elvira încă își ținea capul și se uita undeva jos la picioarele tale. Eu? Nimic. Îmi bate capul, a strâns ea. Bătăile inimii ei a devenit mai frecventă, capul a început să mi se învârtească din ce în ce mai mult. A încercat să-l ridice, dar în zadar. În plus față de totul, i se simțea și greață. Calma! Ai un atac de panică. Respira adânc, uită-te la mine. Femeia a vorbit cu o voce liniștită și liniștitoare. Elvira a reușit să creadă că această voce părea cunoscuții ei. Și apoi Vasilisa și-a ridicat ochii spre ea. Elvira! Femeie, ea își strânse mâinile surprinsă. Elvira, tu ești! Nu te-am recunoscut! Da! Elvira era complet șocată. În fața ei stătea soacra ei eșuată, mama ei. Andrei! Și-a examinat fosta rudă, cum se schimbase, se gândi Elvira. În cei peste doi ani că nu se văzuseră, Vasilisa părea să fie îmbătrânit zece ani. Obosit ochii ei. Obrajii scufundați, riduri adânci. Ce e în neregulă cu tine? Ești așa. A spus fata liniștit, ținându-și încă capul în mâini. Oh, Elvira, ce s-a întâmplat cu tine? A întrebat femeia, ignorând întrebarea. Probabil că avea aceleași gânduri ca și Elvira ea este foarte puternică, s-a schimbat. Închisoarea își lasă amprenta asupra tuturor. Tocmai am părăsit colonia azi. Elvira își îndreptă umerii. Amețeala a dispărut, iar resentimentele și setea de răzbunare mi-au revenit în inimă. Eram în închisoare, spuse ea sfidătoare. Am stat din cauza fiului tău, din cauza ta. Tu însuți au insistat să am pandantivul. De ce, Elvira? Femeie repede întrerupt. Știu, doar că nu am putut schimba nimic. Da, zând Elvira, bat jocoritor. De ce nu ai depus mărturie în instanță? Înțelegi măcar ce ai făcut. A început furia depășește-o cu o vigoare reînnoită. De ce faci asta pentru mine? Vasilisa cobor, vinovată, ochii. Am înțeles. Săraca, săraca fată. Ea și-a pus mâna pe umărul Elvirei, dar a smucit. În lateral. Aveți grijă de dumneavoastră! Nu te încrede în nimeni! Cu aceste cuvinte, mama lui Andrei s-a întors și s-a îndreptat până la ușa autobuzului. Elvira a fost surprinsă. Și pur și simplu vei pleca așa. Ea a strigat, fără să acorde atenție celorlalți pasageri. Nici măcar să nu te explici. Tu, ea a tăcut brusc, dându-și seama că îi ratase un detaliu important. Aștepta. Acest autobuz vine doar de la colonii. Ce ai făcut în colonie? Uimită l-a întrebat pe el, nu ai încredere în nimeni, a repetat-o ea cuvinte femeia și plecă. Ușile s-au închis și autobuzul a mers mai departe. Elvira nu a avut timp să urmărească, se uită în jur. Vasilisa nu a ieșit în zona ei. De unde a venit și de ce? schimbat. O ridicare bruscă de pe scaun a forțat-o pe fată să se așeze pe spate pe scaun. Capul mi se învârte din nou, greața mi-a crescut în gât. Ce naiba se întâmplă? Se întrebă ea, dar avea putere să caute, ea nu mai avea. După încă câteva opriri. Elvira, îngrijorată, a coborât și s-a îndreptat spre casa mamei sale. Am intrat la intrare și am urcat pe podea. Un sentiment de nostalgie acopăleșit-o cu un nou cu forță. Părea că ultimii doi ani nu s-au întâmplat niciodată, iar Elvira însă și tocmai a fugit la magazin și acum se întoarce acasă în apartamentul în care și-a trăit cea mai mare parte a vieții. Ea a stat în fața ușă pentru încă câteva minute, trecând de la un picior la altul, neputând apăsa pe sonerie. În sfârșit m-am pregătit cu putere și chemat o odată, de două ori, de trei ori. Sunând pentru a zecea oară în disperare, m-am gândit: de ce nu deschide? Unde ar trebui să petrec noaptea? Și a început să bată în ușă cu picioarele și mâinile. Sper că mama îl va deschide în continuare. Sunt fica ei, voi dovedi că nu sunt un hoț. Se gândi pentru ultima oară a lovit ușa odată cu forță. Când și-a dat seama că nimeni de aici nu o va deschide pentru ea, Elvira s-a așezat încet lângă ușa din față. Cât timp a stat așa, nu se știe. Ea a pierdut numărând timpul, dar s-a auzit zgomotul deschiderii ușilor liftului și a apărut ea. Maria s-a apropiat ocupat de ușă până a observat-o pe Elvira așezată pe podea, căzută, pierdută, îmbrăcat în haine vechi ponosite. Pielea tinerei a devenit mai aspră, ochii ei au devenit mai strânși și întregi aspectul arăta vigilență și oboseală. În doi ani, Elvira a început să pară mult mai bătrână. Maria, soția împotriva ei, a înflorit. Femeia părea mai tânără, pe umeri purta o haină de blană bej la modă, pielea de pe față era strânsă și bijuterii mari și scumpe sclipeau pe mâini. Decorațiuni Mamă! Spuse Elvira încet. Ești tu? Maria se trase înapoi și brusc își îndreptă haina de blană cu o mișcare. Fata, nu te cunosc, a scăpat ea deodată. Mamă! Mama, ce faci? Eu sunt, a spus Elvira. S-a ridicat de pe scaun și a întins mâinile mamă, ea și-a retras brusc palma lustruită. Iată un alt lucru, ca să pot vorbi cu cei fără adăpost. Ea a strigat, ieși de aici, dormi în altă parte. Altfel voi chema poliția. Elvira se încruntă. Da? Ei bine, sună-mă. Se pare că ai uitat că și eu sunt înregistrat aici. Spuse fata cu o provocare în voce. Maria a zâmbit viclean. În apartamentul meu sunt singurul înregistrat. Iese cel zdrențuit. Și-a împins fiica cu șoldul și a început să deschide apartament cu propria ta cheie. Mamă! Eu sunt Elvira, fiica ta. Nu am copii, rece răspunse femeia pe un ton. Ea a deschis apartamentul și s-a strecurat rapid înăuntru, trântind masivul o ușă de fier literalmente în fața nasului Elvirei sângele din venele fostului prizonier a înghețat. Cu siguranță ea s-a gândit la diferite opțiuni pentru desfășurarea evenimentelor. Și-a imaginat mama ei înjurând-o, cum țipă, cum numește criminalii și cum cere explicații. Dar care ar fi? Elvira era complet șocată. Mama ei chiar nu a recunoscut-o. Ea nu încetează niciodată să încerce ca să ajungă acasă, a bătut din nou în ușă cu pumnii. Deschide! Sipă ea din răsputeri. Elvira știa foarte bine cât de mult prețuia mama ei reputația, mai ales în fața vecinilor ei. Ea știa că nu va permite ca numele ei să fie discreditat în niciun fel. Elvira a continuat să tocească pe ușă și s-a gândit în sine. Ei bine, fie mă va lăsa să intru, fie chiar va suna la poliție. A scuipat. Sunt înregistrat aici. Eu am dreptul de a fi aici. Ușa s-a deschis din nou în sfârșit. Pleacă de aici. Am sunat deja la poliție, spuse femeia, strângând ușa cu mâinile. Elvira s-a uitat în interiorul apartamentului și a rămas uluită. Acolo, cu siguranță, a fost o renovare nou-nouță. Totul este atât de luxos și frumos. Coridor decorat cu elemente decorative Ipsos, îngropat în oglinzi și diverse obiecte de interior. Mamă, ce se întâmplă? De unde ai luat banii? Pentru astfel de reparații. Întrebă Elvira surprinsă. Nu este treaba ta, pleacă de aici, strigă Maria, privind prin golul îngust dintre zid și ușă, se închise cu un lanț. Unde ar trebui să merg? Unde? Știi, nu mai am casă. Întoarce-te de unde ai venit. A replicat femeia. Toate așteaptă poliția, a strigat ea și a trântit ușa atât de tare încât aproape că a ciupit mâna fiicei sale. Ce monstru! Elvira a început să fiarbă ca un ibric. Când s-a auzit din nou zgomotul deschiderii ușii lift și a apărut ca un ofițer de poliție. Ce se petrece aici? Omul supraponderal și-a frecat bărbia mișcă. Fată, părăsește camera! Aceasta este casa mea, nu plec nicăieri, ferm spuse Elvira, încrucișându-și brațele peste piept. Sunt înregistrat aici. Așa este. Ei bine, acum suntem toate astea, vom afla. Cu aceste cuvinte, el a dispărut pe ușa Mariei. Indiferent cât de mult și-ar dori Elvira, nu poate intra înăuntru, m-au lăsat să intru. Au trecut 10 minute. Elvira rătăci în jurul scării într-o așteptare lângă. În cele din urmă, polițistul raional a părăsit apartamentul și s-a îndreptat spre ea. Rușinat, își trec cu mâna prin părul blond subțire. Radu Elvira, nu? A clarificat el, da, lasă-mă să ajung acasă. Trebuie să petrec noaptea nicăieri, a răspuns Elvira indignată, frecându-și mâinile obosite și înghețate. Iată chestia, a clarificat el gâtul, privind depărtare, de parcă s-ar fi rușinat de ceea ce avea să spună tu e liberat din acest apartament. Îmi pare rău, dar prin lege nu ai dreptul să fii aici. Trebuie să pleci. Ce? Spuse Elvira indignată. Dar cum? Aceasta este mama mea. Apartamentul meu. Da, sincer să fiu, și eu am fost surprins. Și-a încruntat sprâncenele. Eu chiar îmi pare rău, dar mai bine pleci. Dar unde? Nu am unde să merg, șopti Elvira, încercând să scape de el un nod care se ridică în gât. Polițistul a sunat la lift. Când a ajuns și-a fluturat mâna înăuntru, invitând o fată cu el, hai, te ajut eu. Elvira a reușit să petreacă noaptea într-un loc cald. Polițistul cu minte nu l-a putut lăsa atât de ușor pe bietul om pe stradă și s-a oferit cordial, ar trebui să doarmă la el acasă. El și soția lui, ca și Elvira însăși, au avut trei copii mici. Când l-a adus acasă pe fostul prizonier, soția lui l-a primit bucuros pe străin. După ce a hrănit-o și oferindu-i amabil câteva lucruri vechi, dar calde și foarte necesare, ea i-a dat fetei pat priabil a doua zi dimineața când Elvira a făcut un duș, s-a schimbat, a mâncat și a adus puțin ea însă și în ordine, avea în față o cale nouă și mai dificilă. Chiar dacă soția polițistului a insistat pe faptul că va sta cu ei cât va fi nevoie, iar Elvira nu a vrut să abuzeze ospitalitatea ei. Mulțumind călduros salvatorilor ei, ea s-a pregătit să călătorească din nou. Elvira a părăsit apartamentul și a mers spre stația de autobuz. Acum că șocul inițial a trecut și a dat seama că ar fi putut închiria un hotel ieftin, un hotel. Avea bani pe card pe care l-a câștigat în colonie și a reapreciat ajutorul delicat al dragului polițist de raion. Va fi nevoie apoi când voi putea, voi fi sigur să le mulțumesc, se gândia și opuse pe o listă mentală chestiuni prioritare. În cele din urmă a sosit autobuzul. După ce a plătit călătoria, Elvira s-a dus la acela pe care nu l-a mai văzut de mulți ani. Se ducea la tatăl ei. Când Elvira a ieșit în sfârșit din a treia potrivit autobuzului, pe gene i-au căzut imediat fulgi mari de zăpadă. Ea se uită în jur. Frumusețe! Șopti ea cu voce tare. Nu și-a văzut propriul tată de mulți, mulți ani, dar ea își aminti cu precizie locul în care locuia. După divorțul lor, mama a reușit să plece complet apartament pentru el, iar tatăl meu nu a avut de ales decât să se mute din oraș. Părinții lui, acum decedat, era o casă de sat mare și confortabilă. Cel puțin așa și-a amintit Elvira de el în copilărie, îi plăcea să-și petreacă vacanțele aici, dar după moartea bătrânilor, familia complet a abandonat terenul, dar din moment ce Maria și-a lăsat fostul soț fără locuință în oraș, bărbatul a trebuit să se mute pentru a locui în sat. Elvira se uită ocupată în jur și se mișcă ca de obicei. Traseu pentru tine. Din fericire, și-a amintit pe de rost drumul către această casă. Ea a mers prin zăpadă cărare întortocheată. Din când în când aproape căzând pe nevală înaltă la mai multe cotituri. În viețul i-a mușcat obrajii, mâinile au început să amorseze încet, dar Elvira nici măcar nu s-a gândit să se oprească la urma urmei. Tatăl ei era ultima ei speranță. Nu știa cum va reacționa el la ea bruscă aspect. Nu era sigură că tatăl ei își va aminti de ea în principiu. Ea nici măcar nu știa mai locuiește aici. Și dacă da, cuvintele mamei au început imediat să-mi parcurgă gândurile, nu are nevoie de tine, nu vrea să comunice cu tine. Dar poate că deja s-a răzgândit. Încă Elvira nu mai era acea fetiță, a devenit o persoană adultă și independentă. Dacă el de cât timp ai altă familie, sau va mai găsi un loc pentru fiica lui în necaz? Cu așa cu gânduri contradictorii. Elvira s-a apropiat de zona de care avea nevoie și în cele din urmă a apărut în depărtare acoperișul unei case familiare. S-a apropiat, vântul geros urla cu o vigoare renoită, părea că se apropia adevărată furtună de zăpadă. Elvira, înfrigurată până la piele, stătea vizavi de complotul tatălui ei și cu grijă uitat împrejur. Casa părea să arate mult mai bine decât își amintea ea. Elvira se uită în jur nesigură gard, dându-și seama cum să intri înăuntru. Elvira și-a amintit de vechile garduri ale satului, ca un bărbat scund, ponosit, care abia poate să stea la coadă. Acum în fața ei era un înalt, un gard gol pe suport de cărămidă și nu a mai fost ușor să intri în șantier. Ea s-a uitat la poartă, dar, din fericire, a găsit un clopoțel. Apasă entant butonul, am făcut câțiva pași înapoi. M-am uitat din nou în jur să văd dacă ar deschide, se gândi Elvira, dacă își va aminti de mine. În cele din urmă s-a auzit scrâșnitul zăpezii sub picioarele unui om care mergea, cineva se apropia clar de poartă. Inima Elvirei îngheța de așteptare și poarta se deschise. Pe cine vrei? Un bărbat înalt a apărut de la poartă, a plecat, bărbat în vârstă. Capul lui era chel, ridurile adânci de sub ochi trădau un solid vârstă. Elvira s-a uitat la tatăl ei cu dor, el arăta complet diferit de felul în care și-a amintit de el tata, eu sunt. Elvira, mă lași să intru. Femeia a răspuns cu speranță. Ea a făcut un pas înainte, dar îi era jenă să se apropie de tatăl ei. Cu toate acestea, ultima farsă a mamei ei și-a pus amprenta asupra ei. Teribilă amprentă. Elvira a fost surprins, fiică, chiar tu ești. Mă recunoști, tată. Zâmbit cu lacrimi în ochii Elvirei. Cum să nu-ți recunoști propriul copil? Intră, dragă, ce mai fac mie dor de tine? Bogdan, tatăl Elvirei, îi întinse mâna și îi făcu semn să intre. Elvira nu este sigură, am intrat în zonă și m-am uitat în jur. Poteca spre casă era perfect degajată, cu meri răspândiți zăpada albă zăcea frumos. Ea și-a urmat tatăl în casă. Iar mâinile ei ușor zguduit de entuziasm. La ce te poți aștepta de la el? După atâția ani și atâtea trădări. Elvira deja nu puteam avea încredere în nimeni. Au intrat în casă, fețele lor s-au umplut imediat de căldură confortabilă și de fum de la focul aprins. Vatră! Livingul confortabil era propice pentru relaxare, iar Elvira a vrut imediat să se relaxeze pe canapea, uitând de tot ce este în lume și adormind la trosnitul lemnelor de foc. Și-a dat zăpada de pe pantofi, tatăl i-a oferit imediat fetei cu grijă papuci moi și mari, supradimensionați. A luat-o jos sacou, l-a luat de umeri și, în cele din urmă, l-a privit în sus și în jos. Elvira, fata mea, Chiar tu ești, a întrebat din nou, iar lacrimi de fericire i-au înghețat în colțurile ochilor. Eu? Tată, nu mă vei da afară, întrebă Elvira tantă anturând și cu teamă privirea. Ce vrei să spui? Și a privit fiica îngrijorat, cum îți poți da copilul afară. Haide, vino repede, mă bucur să te văd! Mărturisesc că am crezut că este un păcat, l-ai uitat complet pe tatăl tău. Cu aceste cuvinte, Bogdan repede intră în bucătărie, trăgând fata cu el acolo, o așeză la o masă mare de lemn și începu să alerge de-a lungul dulapurilor din bucătărie, agitată. A pus ibricul pe aragaz și l-a scos frigider pentru diverse produse alimentare. Mă bucur atât de mult să te văd! A repetat și a repetat totul. Eu chiar nu am visat că te mai pot privi odată. Elvira s-a așezat pe canapeaua din bucătărie, vârându-mi picioarele înghețate sub mine. Tată, ea a luat o cană cu ceva cald din cauza mâinilor lui și nu a făcut-o putea începe o conversație. Tată, dar tu însuți nu ai vrut să mă vezi. Spuse ea încet și gâtul ei imediat sub treapta. Ne-ai abandonat. Ce? De surprindere, i-a scăpat din mâini cu un sunet. Lingura de ceai. M-am oprit, ce vrei să spui? Ce altceva pot spune? Mama mi-a spus totul cum ne-ai părăsit, cum ai găsit o altă femeie, cum nu ai vrut să mă mai vezi niciodată, cum ai refuzat plătiți întreținere pentru copii. Se întoarse de la privirea surprinsă a tatălui ei. Nu aș veni niciodată la tine doar că nu am încotro. Ea s-a uitat tristă în jos. Elvira, despre ce prostii vorbești? A fost sincer surprins de cuvintele fiicei sale. Da, chiar am fost primul care a cerut divorțul, dar divorțam de tine, mamă, dragă, nu cu tine. Și nu aveam nicio altă femeie atunci. E nedumerit ridicat din umeri. La fiecare dintre toate zilele, toți anii lungi ai despărțirii noastre, m-am gândit cum este fiica mea. În fiecare zi nu am renunțat să încerc să găsesc o întâlnire cu tine, dar mama ta o a tăcut, mușcându-și buza. Mama ta este o femeie ciudată. Oh, nici măcar nu știi cât, a răspuns Elvira cu amărăciune. Stai, nu înțeleg nimic de ce ai divorțat atunci. Vezi tu! La un moment dat cu Maria, cu mama ta, a devenit ușor imposibil de trăit. Îmi amintesc cum am venit acasă într-o zi după muncă, erai încă doar un bebeluș și ea a început să țipe la mine, acuzându-mă că am înșelat-o, deși nu am înșelat-o niciodată, jur, și apoi a spus că nu mai vrea să locuiască cu mine. În ziua aceea, ca după piele, eu am simțit că ceva s-a întâmplat, ceva s-a schimbat. Din acea zi a devenit o persoană complet diferită, furios, cinic. Aceasta nu mai era aceeași femeie cu care m-am căsătorit. Ce vrei să spui? Ce s-a întâmplat? Elvira era interesată și se aplecă înainte. I s-a părut că mama ei a fost întotdeauna așa cum a cunoscut-o. Ce a vrut să spună tatăl ei? E atentă să uita la el vrei să spui că nu i-ai spus niciodată că nu vrei să mă vezi. De ce nu ai plătit atunci pensia alimentară pentru copii? Am plătit, a răspuns bărbatul. Din surprinderea sprâncenelor sale, părea să se fi mutat spre frunte. Am plătit mereu. Ți-am scris scrisori și ți-am făcut cadouri în toate sărbătorile. Uite, uite! Ultimele cuvinte i-au venit elvirei din pragul dintre bucătărie și cameră. Tatăl s-a repezit undeva adânc în casă, zgând cutii în depărtare. Apoi s-a întors cu un braț de hârtii. Uite! Elvira și-a întins neîncrezătoare mâna către ziare, s-a uitat mai atent și, într-adevăr, a plătit, își remarcă ea surprinsă. Acestea au fost tipărite de la bănci care au afișat că Radu Bogdan a transferat lunar o sumă decentă în contul Mariei Radu. Ea a răsfoit declarațiile, apoi o scrisoare veche i-a atras atenția. Pe aceste foi de hârtie a recunoscut scrisul de mână al mamei ei. Ce este asta? L-a întrebat liniștit Elvira pe tatăl ei. Fără să aștepte un răspuns, a început să citească scrisoarea. Ochii ei se mărire de surprindere. Mamă în el a scris, printre altele, blesteme și acuzații furioase împotriva tatălui ei. Scrisorile tale plângătoare către noi nu e necesar, Elvira a spus că nu mai vrea să te vadă sau să audă nimic despre tine. Ea a spus că nu are nevoie de un tată trișor. Am râs în hohote citind scrisul tău stupid. Nu mai apar în viețile noastre. Elvira te îmbolnăvește. Doar transferați bani pentru întreținerea ei. La revedere! După ce a citit aceste rânduri și-a îndreptat privirea către tatăl ei. Ce este asta? A întrebat ea Elvira. Mama ta ți-a scris asta. Da. Bogdan s-a așezat pe un scaun lângă fiica lui. Eu încerc să te contactez de mult timp. Mi-a fost greu să cred că un copil atât de strălucitor ca tine putea spune asemenea cuvinte. Dar mama ta a fost neclintită. Ea mi-a interzis să comunic cu tu, iar în ziua în care m-am hotărât să te aștept după școală. Ea a aflat despre asta și mi-a dat drumul niște bandiți pe care îi cunosc. M-au bătut atât de rău încât străinii de pe stradă au chemat o ambulanță, datorită lor. Nu am putut să te contactez în niciun fel, Elvira. Nu puteam decât să aștept să crești mare și puteți lua propriile decizii. El a zâmbit larg și în cele din urmă am așteptat. Bine, cum ai trăit tot acest timp? Spunem. Stai, stai, clătine Elvira din cap. Deci, în tot acest timp, mama ta nu ne-a permis să ne vedem și ne-a mințit cu privire la întreținerea copilului. Ea mințea pentru mine că nu vrei să mă vezi și pentru tine că nu vreau asta. Dar de ce are nevoie de asta? A întrebat fata surprinsă. Draga ta mamă! Chiar s-a schimbat foarte mult. Nu știu ce s-a întâmplat exact cu ea, dar este un fapt. Acum este o astfel de persoană încât este pur și simplu periculos să te lupți cu ea. Am făcut tot ce am putut și m-am dat deoparte. Îmi pare rău că a trebuit să te gândești în tot acest timp că tu abandonat de propriul meu tată. Nu am vrut să fie așa. De ce vorbești despre toate astea atât de calm? Elvira era revoltată. Nu ești câtuși de puțin surprins de un astfel de act. Acest lucru este groaznic. Și unde este ea ai cheltuit bani pe pensie alimentară? Am trăit destul de prost după divorțul tău. De fiecare dată când am întrebat să-mi cumpere ceva când eram copil. A țipat că tatăl meu nu plătea pensie pentru copii și nu erau bani. Înțelegi că aproape te-am urât. Elvira sărde pe scaun. Nu i-ar fi putut crede înainte că mama ei era într-adevăr capabilă de așa ceva, dar acum... Păi, de ce taci? a strigat ea la tată. Nu-i mai suport calmul. Elvira, da, mama ta este o astfel de persoană. Nu există niciun drept. Iartă-mă din nou pentru tot. Tatăl și-a luat fiica de mâini și s-a uitat în ochii ei. Te-ai maturizat atât de mult. Spune cum a decurs viața ta. Elvira se lăsă pe spate pe scaun, epuizată. O, tată, nu știu unde să încep. În acea seară, Elvira i-a povestit tatălui ei tot ce i s-a întâmplat de-a lungul anilor. Ea i-a povestit toată copilăria ei, i-a povestit cum s-a îndrăgostit de Andrei și cât de rău a înșelat-o, mi-a povestit despre Alina, iar Bogdan a fost foarte surprins de acțiunea acestei fete la urma urmei și a amintit de ea când era copil. Elvira i-a spus totul despre a fi închis într-o colonie de femei, despre viața în închisoare, despre cum a aflat pe neașteptate că este însărcinată, despre cum, abia supraviețuind, a dat naștere tripleților. Bogdan și-a ascultat fiica și nu-i venea să creadă câte s-au întâmplat să supraviețuiască pentru o femeie atât de tânără. Ea a povestit că mama ei nu a recunoscut-o, cum am plecat din apartament. Până la sfârșitul poveștii părea că sprâncenele cenușii ale tatălui au devenit și mai palide. El a spus încet, biata mea fată, îmi pare atât de rău că nu te-am putut salva. Elvira s-a întors de la tatăl ei, ascunzându-și lacrimile. Nu e vina ta, totul este Andrei. Mama Alinei m-au pus la cale. Bogdan Davidovici încruntat. Ai cunoscut-o pe mama lui Andrei în autobuz. Mi s-a părut bazat pe că mi-ai spus că nu ți-a dorit rău. Da. Ea i-a făcut semn. Dacă nu am vrut, atunci ea nu va depune mărturie împotriva mea. Sunt aproape sigur că același martor anonim ea a fost. Așa mi-a spus anchetatorul, identitatea martorului nu este dezvăluită în interesul anchetei. Ei bine, cine altcineva ar putea face asta? Nu știu, dragă, dar cred că în această femeie se poate avea încredere. Tatăl se ridică de pe scaunul în care stătuse. Ei bine, dimineața este mai înțeleaptă decât seara. Sunt acum îți pregătesc o cameră. Se culcă. Și mâine tu și cu mine vom merge să-mi luăm nepoatele. Nu este bine pentru ei să trăiască într-un adăpost cu bunicul lor în viață. Vor fi aici cu noi. Elvira se uită la tatăl ei cu recunoștință. Mulțumesc, tată! S-a ridicat în picioare și și-a urmat tatăl la etajul 2. Bogdan acolo a pregătit pentru Elvira vechea ei cameră, unde a dormit cândva când era copil. Și ea a dormit imediat de îndată ce capul meu a atins perna. Noaptea a trecut liniștit. Ultimul ei gând a fost, o, doamne, nu-mi vine să cred că mâine îmi iau fetele. Elvira a coborât din mașină, lumina strălucitoare a soarelui i-a lovit imediat ochii, iar gerul amar i-a pătruns până în oase s-a întors din nou în locul în care și-a petrecut doi ani întregi din viață. Aici stă din nou în picioare porțile înalte ale coloniei de femei. Dar acum motivul pentru a fi aici era mult mai fericit, iar zâmbetul ușor părea încremenit pe fața ei de ger. Întâlnirea rapidă cu copiii nu a putut să nu mă ridice moralul a trecut prin punctul de control de securitate, a eliberat permisul necesar, iar la intrarea în clădirea copiilor a fost imediat întâmpinată de bona închisorii, așa cum această femeie bună era numită în glumă toți prizonierii care au copii aici. Elvira Ea și-a deschis brațele pentru o îmbrățișare. Tu urmărești fete. Ai găsit un loc bun pentru ei. Da. Răspunse Elvira cu mândrie în voce. Am făcut pace cu tatăl meu. Are propria lui casă mare și vom trăi cu el. Totul va fi bine. Îmi voi putea crește copiii. Minunat! Dădu din cap Bona Veselă. Ce zici de muncă? Elvira era stânjenită. Nu încă. Dar o voi găsi în curând. Voi încerca de dragul copiilor. Voi face tot posibilul. Am înțeles, Elvira. Bine făcut! Succes, fată! Elvira a fost escortată în pereții orfelinatului și acolo și a văzut în sfârșit proprii copii. Copiii erau fericiți să o vadă pe mama la fel de mult pe cât mama era bucuroasă să-i vadă. După ce a adunat toate lucrurile copiilor, că Elvira a fost remarcată în închisoare, a luat fetele și a plecat de aici, sperând sincer care este acum pentru totdeauna. Bogdan îi aștepta lângă mașină, fără să-și ascundă nerăbdarea. Doamne, pe cine avem aici? uite cât de drăguți sunt copiii. În timp ce și-a întâlnit nepoatele, Elvira le-a privit cu o fericire nedisimulată. Acum o are din nou oameni dragi din lumea aceasta, propriul lor tată, care le-a dat adăpost și adăpost și trei fiice întregi. Unde ne grăbim, mami? Distracție a întrebat o voce feminină din spate. Elvira s-a întors brusc, Victoria a strigat ea fără să-și creadă fericirea. Te-au dat afară, dar cum? Asta e, a răspuns prietenul, râzând viclean, desigur, cum altfel, avocatul meu a ajutat. Și ce secrete ai de la mine? A spus Elvira gânditoare, deja ajungem din urmă cu prietenul meu. Unde te duci acum? Victoria a făcut cu ochiul veselă. Nu te amesteca în treburile adulților, prunc. Mai bine prezintă-mi tatălui tău. Toți împreună au ajuns în oraș tot drumul au vorbit și au râs și au spus cele mai recente știri și timpul a zburat pe drum neobservat. Luându și rămas bun, Elvira i-a lăsat Victoria noua ei adresă și a făcut promisiunea că va veni cu siguranță să-i viziteze. Zilele treceau succesiv, iar Elvira părea am început să simt din nou gustul pentru viață. Împreună cu fiicele lor s-au stabilit în cele din urmă cu tatăl și bunicul lor, iar Bogdan le-a alocat întregul etaj. A cumpărat pătuțuri pentru nepoatele sale, îmbrăcămintea necesară, le-a asigurat hrana și, în general, tot ce aveau nevoie. Bogdan a avut al lui mic magazin alimentar într-un sat local. Prin urmare, bărbatul a avut timp liber suficient. Și-a petrecut toate weekendurile și timpul liber cu nepoatele, eliberând astfel mama lor de la unele dintre grijile de rutină. Elvira a încercat încet să-și revină și să înceapă să trăiască de la zero. Ea a crescut copiii, a preluat întreaga gospodărie și adesea și-a ajutat tatăl cu afaceri din când în când. Înlocuind vânzătoarele care lucrează la Bogdan. Viața a continuat ca de obicei, dar amintirile despre munca din închisoare nu i-au dat Elvira pace. Se pare că era singura prizonier care chiar se bucurau de această muncă monotonă. Așa că Elvira a luat foc ideea nouă. Ea a decis că trebuie neapărat să obțină o educație specializată și să devină o croitoreasă profesionistă și poate chiar un designer de modă. Avea deja experiență și exista o dorință si talent. Chiar și acele lucruri aspre pe care Elvira le-a cusut când era încă în colonie au venit de la ea calitate personală. În ziua în care Elvira a decis să-și îndeplinească visul, s-a înscris la interviu la cea mai apropiată casă de cusut. Dar apoi o altă chestie crudă o aștepta pe tânără dezamăgire. Din cauza cazierului ei penal, nu au vrut să o angajeze deloc, chiar și pentru un job atât de necalificat. Elvira a încercat să nu renunțe, dar din când în când o aștepta un alt refuz. Nimeni nu a vrut să se implice cu un fost criminal. Elvira a făcut tot posibilul. Ea nu a vrut să renunțe la lucrul ei preferat pe jumătate, dar, din păcate, toate încercările au fost zadarnice. Nu a reușit niciodată să-și găsească un loc de muncă. O seară după ce a primit un alt refuz, trista Elvira s-a întors acasă. Bine, ce mai faci? a întrebat tatăl fetei, distras de la a se juca cu fetele. Ai fost luat? Nu? Într-o expirație. Ea a răspuns, mușcându-și buza. Elvira, însă, și-a fost rușine că a trebuit să execute o pedeapsă în închisoare, mai ales fără niciun motiv. Ce? Un resentiment amar o Copăleș cu o vigoare reînoită. Nu mă ia nimeni Nimeni nu are nevoie de un condamnat, a țipat ea Nu îi învinovățesc Și cu adevărat, cine are nevoie de asta? Iubito, nu-ți face griji atât de mult Nu l-au luat într-un singur loc, cu siguranță o vor duce în altă parte Bărbatul s-a ridicat în picioare și a întins micuța Alina fiicei sale acesta nu este tot merită lacrimile tale. Tată, nu mă vor duce nicăieri. Hai să recunoaștem. Toată lumea crede că eu penal. Cum urăsc toate astea? Nu sunt de vina pentru nimic. Desigur, nu este vina mea. Principalul lucru este că îl știi singur. Și nu-ți face griji degeaba. Banii mei sunt suficienți pentru toată lumea. El a zâmbit larg încurajându-și astfel fiica. Și nu credeai că poți lucra pentru tine, nu-i așa? Te voi cumpăra mașină, țesături, fire, tot ce aveți nevoie. Și vei coase acasă. Și apoi vom afișa articolele finite în magazinul meu. Tata, ai un magazin alimentar. Și o mașină industrială costă mulți bani. Uită, voi obține un loc de muncă oriunde mă vor duce. Elvira a răspuns cu tristețe în voce, în același timp, așezând fetele la mesele de hrănire. Deci ce, ce este un magazin alimentar? Cu sinceritate bărbatul a fost surprins. Elvira, suntem în sat. Știi, am un sortiment mare. În mod deosebit, acum e iarnă. Ei bine, măcar începe cu șosete calde, nu? Știi și să tricotezi. Să vedem cum vor merge vânzările. Și aveam așa fire undeva. A întins mâna în adâncurile celui mai apropiat dulap. Oh, uită-te la asta! Să încercăm măcar! Ei nu iau bani pentru cerere, așa cum se spune. Ei bine, nu știu, a răspuns ea încet. Elvira! Să-și vândă propriile articole cu sute și tricotate a fost un adevărat vis pentru ea. Dar începe chiar acum. Elvira era stânjenită. Tată, știi, sunt jignit altfel. Eu chiar nu a furat acest pandantiv. De ce nu mă crede nimeni? Te cred, a răspuns tatăl ei cu încredere. Și a tăcut mult timp. Apoi, după ce a uitat puțin, el a întrebat următoarele. Și nu vrei să spui, Andrei, despre faptul că are copii în creștere? Surprinsă, Elvira deschise larg ochii lui Andrei. Nu, a răspuns el pe un ton ascuțit nu își merită proprii copii. Bine, dragă, el este tatăl lor până la urmă. Poate ar trebui măcar să afle despre asta. Crezi nu ar vrea fetele mai mari să păstreze legătura cu propriul lor tată. Elvira se gândi profund. Și-a amintit imediat de copilărie. Chiar acele momente în care îi era dor de tatăl ei, acele zile când a privit cu invidie cum ceilalți copii erau scoși de la școală de către tații lor și de tatăl ei. După cum îi se părea atunci, el renunțase la ea. Amintirile usturau dureros. Categoric nu și-ar dori asta pentru fetele ei. După ce s-a gândit, ea a răspuns, nu știu, tată, poate ai dreptate. Desigur că am dreptate, a răspuns el încrezător. Deocamdată, fă ceea ce îți place, dar ține minte, mai devreme sau mai târziu va trebui să-l cunoști pe Andrei, să-i spui despre copii, vorbește, întreabă de ce a făcut asta. Elvira și tatăl ei terminaseră deja de hrănit fiicele lor, când copiii, ca și Bogdan, s-au dus deja la culcare, Elvira a intrat în liniște în sufragerie și, așezându-se în fața șemineului, a început să-și tricoteze primii șosete de lână de vânzare. Era lumină. Trezit dimineața de vreme, Elvira a ieșit în curte și s-a oprit. Privind prin zonă. Soarele tocmai ieșea de dincolo de orizont și rari fulgi de zăpadă păreau să atârnă nemișcați în aerul rece. Suprafața casei de cărămidă a fost acoperită cu un strat ușor de îngheți, iar potecile au fost din nou acoperite cu un strat gros săpadă. După ce a făcut o încălzire ușoară, Elvira s-a apucat să elibereze potecile, cel mai recent la tatăl ei. Îl durea spatele, iar bărbatul nu mai putea face o muncă atât de grea. Când a pus jos lopata și m-am uitat din nou prin zonă, mi-am dat seama brusc că pentru prima dată în viața mea trăiam cu adevărat în sat. În cel mai obișnuit sat mic din zonă, mai apăreau din când în când mistreți. Mulți vecini ne-au vaci. Elvira a îndepărtat zăpada, a aprins șemineul, a trăit cea mai obișnuită viață, simplu, dar o viață atât de fericită și împrimită. Un sentiment cald de recunoștință a umplut-o totul creatură. Cine știe dacă nu ar fi această închisoare într-o colonie, ea s-ar putea bucura vreodată acest mod de viață. Dacă s-ar fi dus la tatăl ei, fără ca propria ei mamă să o dea afară din casă, ar fi născut trei bebeluși minunați. Ea nu știa ce să creadă. Elvira este atât de obișnuită să urască pe toată lumea și totul, că uitase în complet cât de important este să observi fericirea simplă în jurul tău, cât de important este să apreciezi în fiecare zi în care trăiești. Mâncare simplă, gustoasă și apă curată, apreciază-i pe cei dragi, apreciază-ți libertate în cele din urmă. După cum s-a dovedit, chiar și din închisoare a putut beneficia de ea beneficiu evident. Întrerupându-și gândurile, ușa de la intrare se deschise cu un scârțuit, iar în prag a apărut un Bogdan somnoros. Elvira Și-a sunat fiica De ce ești așa de vreme azi? Elvira a zâmbit larg și a fost la apelul tatălui ei. Vreau să lucrez mai mult astăzi. Ocupă-te de cusut în timp ce fetele încă dorm. Apropo, mi-a cumpărat cineva șosetele și puloverul. A întrebat ea cu speranță și l-a urmat pe tatăl ei în casă. Sicum, răspunse mândru bărbatul, ținându-și durerea pe spate cu mâna. Făcu un gest de invitare și intră în bucătărie. Acolo, fierbătorul care fierbea fluiera deja cu putere, vândut chiar în prima zi. Și șosetele și puloverul tău. Locuitorii cer mai mult. Pentru o doamnă din centrul regional chiar i-am promis că îi vei face o rochie la comandă. Este adevărat. Wow! Elvira strigă bucuroasă mâinile. Dacă lucrurile continuă așa, voi economisi pentru o mașină de cusut bună. Cu siguranță vei economisi, dragă. Dar să știi că pot să-ți dau suma necesară, iar tu nu poți, îl întrerupse brusc Elvira pe tatăl ei. Eu vreau să câștig singur bani, știi. Ei bine, bine, bine. Tatăl a râs cu bunăvoință și a pus în fața fiicei mele este o cană aburindă de ceai aromat. El și-a întins spatele și s-a așezat în fața Elvirei, privind în ochii ei. Deci, ce ai decis? Despre Andrei. Elvira lua o umbițitură mare și ridică întrebător din sprâncene. Ce vrei să spui? Când ai de gând să-i spui despre copii? A întrebat tatăl și a pus întrebarea direct o, spune lui Andrei. Ea și-a ridicat visătoare ochii undeva în lateral tavan. În ultimul timp, Elvira însă și nu a înțeles ce simțea despre fostul ei soț. Toate lunile lungi petrecute în colonie a fost copăleșită de atâta furie, atâta furie încât de multe ori nu putea controlează te Dar cum rămâne cu dragostea? Chiar și în închisoare, Elvira a înțeles clar că de fapt mai există sentimente calde ascunse în spatele furiei. În spatele acestei furii și urimicul, abandonat, jignit, se ascunde Elvira. Probabil că nu a putut să-i dea drumul iubit odată pentru totdeauna. După ce a părăsit colonia și după ce Elvira a văzut mașina lui Andrei într-un ambuteiaj, era complet confuză în emoții. Pe de o parte, i lura cu tot sufletul meu, pentru că a pus la cale, a înșelat-o, a băgat-o intenționat în închisoare, dar pe de altă parte, este imposibil era să spun că Elvira, fiind o persoană rezonabilă, încă îl iubea, dar uneori a fost vizitată de gânduri ciudate, dacă el nu ar fi de vină pentru nimic. Pentru tânăra mamă i-a fost greu să înțeleagă unde este ascuns adevărul. Își mai iubește fostul soț sau urăște? Este el de vină pentru acea configurație sau este el însuși aceeași victimă a circunstanțelor? Și acea întâlnire cu Vasilisa? Ce a vrut să spună când a spus nu ai încredere în nimeni? Ce făcea ea în colonie? Ca aceasta de obicei, se întâmplă să existe mult mai multe întrebări decât răspunsuri. Elvira, după ce s-a gândit la asta, a răspuns nedumerit privirea tatălui. Da, sunt gata să-l cunosc. Vreau să aflu cine a fost acel martor anonim. Vreau să înțeleg de ce am fost tratat așa. Așa este, spuse bătrânul cu o voce liniștită. Poate vă puteți da seama de ce ți-au făcut asta. Deci, când ai de gând să-l vezi? În viitorul apropiat. Adevărat, vreau să vizitez pe altcineva mai întâi, în mod misterios spuse Elvira pe un ton. Pe cine mai e interesat de asta? Vasilisa voi afla ce făcea în colonie și află cine este omul care m-a înființat. Elvira s-a uitat la clădirea care trecea, strângând strâns balustrada din autobuz. Nu-i venea să creadă asta foarte curând afla totul. Aflați motivul închisorii ei. Aflați motivele. Ea nu a terminat, era încrezătoare că va putea să o întâlnească pe Vasilisa. Inima bătea așteptând această întâlnire. Gândurile se învârteau haotic în capul ei. Mintea tot vomita diverse opțiuni pentru desfășurarea evenimentelor, dar Elvira a încercat din toate puterile să se stăpânească. În sfârșit ușile s-a deschis, iar ea a coborât la oprirea de care avea nevoie și s-a uitat în jur. Zona în care a crescut fostul ei soț și unde Vasilisa a trăit și nu s-a schimbat deloc. Ea a tras aer în piept și s-a îndepărtat casa de care avea nevoie și cu fiecare pas pulsul îi se accelera, iar mâinile îi tremurau din ce în ce mai mult. Cum fac eu dacă nu e acasă? Și a pus aceeași întrebare. În acea zi, când Elvira și soacra ei s-au încrucișat accidental în autobuz, Vasilisa a coborât absolut alt loc dacă nu mai locuiește aici. Elvira s-a apropiat de intrare și a format din memorie codul interfonului, ușa se deschise și fata urcă scările. S-a ridicat la podea de care avea nevoie, Elvira apăsă entant pe sonerie. Spre surprinderea ei, ușa s-a deschis instantaneu și a apărut pe prag femeie obosită epuizată. Elvira, ce cauți aici? Fără să-și ascundă surpriza, i-a întrebat, de ce ai venit? Pentru a afla adevărul, anunță Elvira. De ce ai nevoie de concluzia mea? De cât mine nu ți-a plăcut. Vasilisa era nemulțumită și se uită repede la el scară. Apoi a apucat-o de mână pe Elvira și a tras-o, trântind rapid ușa apartamentului. Liniște! De ce strigi la toată intrarea? S-a indignat femeia. Ce este? De teamă că cineva va afla că ți-a înființat Nora. Explică-te imediat! A continuat să insiste fata. Elvira chiar nu a înțeles nimic. Vasilisa clătină din cap dezamăgită cap, hai să mergem la bucătărie când femeile au intrat mai adânc în apartament și s-au așezat la masă. Mama lui Andrei nu s-a putut decide să înceapă această conversație mult timp. Și-a strâns mâinile, părea bătrână doamna a rătăcit tot timpul, nu și-a putut aduna puterea să o privească în ochi pe Elvira. În cele din urmă, expirând profund, ea a stors primele cuvinte ale Elvirei. Crede-mă, nu este așa după cum poate părea la prima vedere, totul este mult mai complicat. Femeia s-a întors să vină îndreptându-și privirea rătăcitoare pe fereastră. Înțeleg că vrei să știi de ce familia noastră îți face asta. Am trecut, dar dar nu pot să-ți dau un răspuns. Elvira deschise larg ochii, întrebându-se ce înseamnă asta. Din indignare, pe frunte i-a apărut o coroană albastră. Înțelegi măcar prin ce am trecut. Înțelegi. Am fost degeaba în închisoare și îți este greu să spui pur și simplu motivul. Am crezut, tu și cu mine am avut întotdeauna o relație bună, iar tu... Nu, nu, despre ce vorbești! A strigat Vasilisa. Te-am tratat întotdeauna bine și încă o fac, doar că pur și simplu nu a existat altul ieșire. Doamne, incapabil să suporte, Elvira a sărit în picioare. Nu mai vorbi înghicitori! De ce tu a mărturisit împotriva mea? De ce l-ai setat? Înțeleg ce vrei să spui, a răspuns femeia. Dar nu sunt adată acea mărturie. Cu siguranță nu am fost eu. Atunci cine? Elvira s-a apropiat de soacra ei, ochii ei străluceau de furie. Spunem, cine este acest martor anonim? Nu pot face asta pentru tine. Spune. Scuze. Se întoarse din nou, parcă i-ar fi frică să treacă peste privirea Elvira înfuriată să știi că nu am fost eu. Am încercat să te ajut, dar circumstanțele s-au dovedit a fi mai puternice. Atunci cine? Omese. Andrei, nu? El a fost. Nu, dragă, desigur că nu. Știu că nu mă vei crede, dar Andrei nu ți-a urat niciodată rău. Te-a iubit mereu. Elvira a râse nervoasă. Da, tu vorbi. Când iubești, nu intri la închisoare. Este adevărat, dar crede-mă, nici Andrei nu are nimic de a face cu asta. În cele din urmă se uită cu atenție în ochii Elvirei. Amintește-ți ce ți-am spus. Gândi în cine să aibă încredere. Nu pot spune mai multe. Elvira închise ochii încercând să nu-și piardă din nou cumpătul. Bine, ce făceai în colonia de femei? Răspunde măcar la asta. Vasilisa m-am gândit mult înainte de a spune ceva. Ea și-a bătut nervoasă cu degetele pe masă, iar sprâncenele ei s-au încruntat. Bine, o să răspund, spuse femeia încet. Eu, ca tine, condamnat. Numai eu, spre deosebire de tine, aveam voie să stau acasă, în arest la domiciliu. Dar eu sunt limitat în mișcările mele, plus că mi s-a atribuit serviciul în folosul comunității. Nu departe de colonie există o fabrică departamentală. Acolo trebuie să lucrez. Soarta nu te-a tratat doar urât. Dar de ce? Elvira clip uimită. Ce ai făcut? Asta e ideea, dragă, nu e nimic, a spus interlocutorul cu tristețe. Tu și cu mine ne-am trezit într-o situație îngrozitoare istorie. Gândește-te că ai scăpat ușor. De aceea nu vreau să-ți răspund. Nu te mai vreau să ai implicat în toate acestea. Într-o astfel de situație, ignoranța este cel mai bun lucru. Da, a trebuit să mergi la închisoare, dar acum ești liber. Uita tot! Doar mergi mai departe cu viața ta. Este ușor de spus, spuse Elvira indignată. Viața mea este distrusă. Nu mă vor angaja pentru că cazier. Mama a dat-o afară din casă, iar copiii. Copii? Ce alți copii? Întrebă Vasilisa surprinsă și stai, mamă. Mama, Mama tate a dat afară. Unde locuiți? Elvira se uită atent la fostul ei, soacrasii deodată a vrut atât de mult să se răzbune. Ea și-a fluturat mâna demonstrativ, dar nu vă spun nimic. O să-ți spun. Luați asta așa cum doriți. Nu mi-ai răspuns la întrebări, iar eu nu voi răspunde la ale tale. Elvira, într-adevăr. Când ai născut? Au trecut mai puțin de șase luni de când ai ieșit din închisoare ai născut în închisoare. Oh, Doamne! Am devenit bunica. Ochii Vasilisei s-au luminat, buzele ei întinse într-un zâmbet de fericire. De ce nu mi-ai spus imediat? Am un nepot sau o nepoată, Elvira. Pentru nepoata mea. Am născut tripleți, a răspuns Elvira calmă. Era ușor stânjenită de comportamentul ei anterior și se așeză din nou la masa din bucătărie. Da, mama m-a dat afară și m-a scris afară din apartament. Am făcut pace cu tatăl meu, iar acum eu și fiicele mele locuim cu el, de ce ai fost surprins când am spus despre mama mea? Vasilisa era stânjenită. Nu, nu, nimic, uită. Ia și -a adres glasul. Pentru nepoata mea, mijloace. Tripleți. Prin câte ai trecut, când îi voi putea întâlni? Când vei putea să-mi răspunzi la întrebări? răspunse Elvira calmă, ridicându-se de la locul tău. A părăsit apartamentul fără să aștepte răspunsul fostei ei soacre. A ieșit repede din casă, nevrând să fie acolo nicio secundă, Elvira nu știa ce ar trebui să creadă. Încă o dată avea și mai multe întrebări. Despre ce? A spus Vasilisa. De ce a fost condamnată? Ce ascunde ea? Într-adevăr, chiar nu este Andrei de vină. Nevrând să se mai gândească la tot ce s-a întâmplat. Elvira a sărit în autobuz și m-am dus spre stația de autobuz să mă schimb acolo cu un autobuz către suburbia mea. După cum s-a dovedit, ea nu a fost niciun pic mai aproape de soluție. Dar nici măcar eu nu știu, spuse Bogdan, gânditor. Nu cred că minte. Atunci, de ce să nu-i spui tot adevărul, tată? Dacă nu are nimic de ascuns? L-a întrebat Elvira pe tatăl ei. În acea seară, când fetele erau deja puse în pat, stăteau Bogdan și Elvira împreună în sufrageria din fața șemineului. Elvira tricota o bluză caldă pentru una dintre fiicele ei, iar tatăl ei s-a înarmat cu uneltele necesare și a reparat ceasul stricat. El i-a răspuns fiicei sale, uneori circumstanțele sunt mai puternice. Nu ar trebui să știu asta. Ce se întâmplă acolo? Eu nu a înțelege, dacă Andrei nu este vinovat, chiar Alina îi ține pe toată lumea de frică. Absurd. De ce este imediat absurd? Știi cât de perfidă pot fi oamenii? Cel puțin amintește-ți de mama ta. Spunem ce. Elvira Chicotine mulțumită. Ce treabă are ea cu asta? Ea nu a intimidat-o pe bunica și iată. Chiar crezi că Vasilisa îi este frică de Alina. Iubito, nu cred nimic. Doar bănuiesc. În orice caz, asta este pentru noi să nu știu. Da, cred că ar trebui să asculți de această femeie. Răzbunarea nu a adus niciodată pe nimeni nu e bine. Tata, a spus Elvira indignată, mi-au distrus toată viața. Cum pot să uit de asta și si să trăiești în continuare? Vreau să înțeleg cine a făcut asta. Bine, bine. Depinde de tine, a răspuns el încet. Bogdan a dus subiectul într-o altă direcție. Deci te-ai dus la Andrei. El știe deja că a devenit tată. Nu, nu, nu am avut timp. Elvira și-a pus acele de tricotat deoparte și și-a aruncat capul în sus. Conversația cu Vasilisa m-a epuizat. Să merg și la el să văd chipul mulțumit al acestui lucru, târfa Alinei, nu am vrut deloc asta și cred că mama lui îi va spune totul ea însă și. Și dacă ei nu mai comunică, ce atunci? Nu, el trebuie să-i spui singur despre asta, iar Alina este el. Ei bine, ce poți face? Nu-ți face griji pentru ea nicio secundă. Ea nu merită. Cum de nu comunică, a fost surprinsă Elvira. L-a apărat atât de mult, l-a scuzat atât de mult, a țipat că nu este de vină pentru termenul care mi-a fost atribuit. Crezi că l-ar apăra? Dacă nu comunicau? Cred că le merge bine acolo. Nu poți ști asta cu siguranță. Trebuie să mergi singur și să vezi singur. Vorbește cu Andrei și renunță la această situație deja. Așa este, a spus această Vasilisa. Trăiește-ți viața, și a convins Bogdan fica. Elvira s-a gândit la asta. Dacă Andrei este cel care își ține mama la distanță, de aceea a vorbit așa despre el, ce dacă e Andrei, acel martor anonim. Orice este posibil, Elvira! Du-te deja să-l vezi vorbi! Bine, tată, mă duc! Acestea fiind spuse, Elvira a început din nou să tricoteze. Restul serii a trecut în liniște, familia nu s-a mai întors la această conversație. Primăvara se apropia cu pași liniștiți, nesiguri. Zăpada s-a topit, lăsând bălțuriașe și toată natura se pregătea pentru trezire. Munca Alinei nu a stat pe loc în doar câteva în câteva luni, a reușit să adune o întreagă bază de clienți. Comenzile curgeau în mâinile meșterei ca niște puraie de primăvară. Viața se îmbunătățește încet. Ficele Elvirei au crescut și au încântat-o pe ea și pe bunicul lor. Bogdan Davidovici lucra în magazinul lui. Elvira însă și își venea treptat în fire. Ea a lucrat pentru propria ei plăcere și a crescut copiii cu pasiune. S-ar putea spune că viața Elvirei a devenit aproape perfectă, dacă nu pentru un mic detaliu. Nu putea să renunțe la evenimentele care i s-au întâmplat. Literal, în fiecare noapte, Elvira nu a dormit mult timp, gândindu-se peste tot și gândindu-se cât de nedreaptă i-au făcut. Și cine este de vină pentru asta? După cum s-a dovedit, Elvira nu a fost niciodată capabilă să adere sfaturi de la Vasilisa și din nou a decis să afle ce o ținea trează noaptea. După ce și-a adunat puterile și lăsând copiii în compania bunicului ei iubitor, Elvira s-a întors în oraș cu scopul. Vezi Andrei A venit în casa în care a locuit cândva în aceani, de îndată ce Andrei a împrimit 18 ani. Părinții lui i-au cumpărat un apartament separat, iar el, desigur, și-a invitat imediat iubita să locuiască cu el. Tinerii trăiau în perfectă armonie, iar dacă cineva le-a spus atunci cum va deveni viața lor viitoare, amintindu-și trecutul, cred în tot ce este mai recent, evenimentul a fost insuportabil de greu, chiar imposibil. Apropiindu-se de casă, Elvira a ridicat capul, strâmbându-se la ochi soare strălucitor a găsit repede balconul apartamentului lui Andrei, iar nostalgia a revenit la ea cu o vigoare reînnoită. Și-a amintit cum, după ce s-a mutat în casa logodnicului ei, a început să amenajeze o seră pe balconul lor, cum a mers în celălalt capăt al orașului să cumpere o altă floare. Acum balconul este gol, iar acum locuiește acolo. Își notă Elvira cu enervare. Nu și-a putut înfășura capul în jurul ei, de ce a părăsit-o Andrei atât de ușor, cum aș putea să-l părăsesc pe cel pe care l-am iubit cândva mai mult decât viața însăși? De ce a schimbat-o într-un moment cu altul? Elvira a intrat în intrare și, fără întare, a sunat la apartament. După ce a vorbit cu Vasilisa, ea nu a mai știut la ce să se aștepte. Andrei însuși a deschis ușa. Bună ziua! Uimitor, s-a uitat la Elvira și a salutat-o. După ce l-am văzut în sfârșit pe Andrei după o lungă pauză, Elvira și-a dat seama imediat că ceva nu era în regulă cu el privire coborâtă. Umeri Cocoși părea că era în închisoare el a fost cel care a servit timp, nu Elvira. Ea și-a ridicat bărbia mândră. Pentru ce? A întrebat ea în semn de salut. Dacă ai încetat să mă mai iubești, de ce nu mai părăsit? De ce a trebuit să-mi distrugi toată viața așa? Andrei își coboră ochii spre el, nu ar fi trebuit să vii aici. De ce, mă rog? Fata era indignată. Ce am tu și mama ta pentru secrete? Cum poate? Măcar explică totul, ai o conștiință până la urmă. Andrei ridică surprins din sprâncene. Ai văzut-o pe mama ta. Cum este ea? Ce se întâmplă cu ea acum? Se întoarse privind în apartament și făcu un pas înainte, ieșind în intrare. Ce a spus ea? A întrebat el coborând vocea. Nu, tu răspunzi mai întâi. Elvira arătă cu degetul spre fostul ei soț. M-am săturat de toate astea. Vreau doar să știu de ce m-au tratat așa. Andrei se scărpină nervos la ureche. Veți ști totul, îți promit. Doar dăm puțin timp. Pentru ce? Pentru ce ai nevoie de timp? Ce se petrece aici? Elvira a țipat aproape la vârful vocii. De ce ai depus mărturie împotriva mea? Nu le-am dat, a strigat el Andrei, imediat stânjenit de propria sa emoție. El, crede-mă, închisoarea ta a fost singura cale de ieșire pentru noi. Ce? Știi măcar despre ce vorbești. Măcar tu ai fost vreodată într-o colonie. Crezi că acolo este viața cerească? Nu! Nu, înțelegeți, m-am confruntat cu o astfel de alegere, că închisoarea ta s-a dovedit a fi cel mai mic dintre cele două rele, aci oameni. Ce alți oameni? Îl întrerupse Elvira. Despre cine vorbești? Acești oameni ți-ar fi putut face mult mai rău. Eu însum încă nu înțeleg cine i-a trimis, dar este foarte periculos să te implici cu ei. Andrei, ca un băiat speriat, constant se întoarse la orice sunet. Vocea lui suna liniștită, răgușită. Era de observat că el cu adevărat speriat. Și a coborât vocea către tu. Nu ar trebui să fii aici. Du-te, te rog, du-te. Te voi contacta chiar eu mai târziu, când. Zgomotul ascuțit al ușii care se deschide nu i-a permis bărbatului să termine această frază. Pe praga Lina a apărut în apartament. Oh, ce oameni. Spuse ea cu o voce ticăloasă. Ce destine? Elvira a făcut un pas amenințător înainte, privind cu severitate în ochii fostei ei prietene. Sau nu a mai fost acolo fata aceea timidă care ea era frică de fiecare cuvânt zgomotos în urmă cu câțiva ani. Închisoarea a învățat-o pe Elvira cum să trăiască, m-a învățat să nu-mi fie frică, să privesc inamicul drept în ochi. Văzând aspectul încrezător al fostei mele iubite, Alina s-a simțit jenat, dar a încercat să nu-l arate. Ea și-a reformulat întrebarea. De ce ai venit? Uită-te în ochii tăi, a spus Elvira clar. De ce faci asta pentru mine? A intrat. Ce? Ți-a fost teamă că nu l-ai putea ține mult timp pe Andrei dacă aș rămâne liber. Alina a fiert pierzându-și stăpânirea de sine. Cum îndrăznești? Ea a țipat. Andrei, nu a fost niciodată al tău, Fostul soț, care a stat în apropiere tot timpul, a aruncat un înțeles aruncă o privire și se întoarse către Alina. Nu fi nervos, Al, hai să intrăm în casă. Nu a scăpat femeia deja furioasă. Alina l-a părăsit pe Elvira. Ești un hoț. Hoțul murdar. Deci a primit ceea ce merita. Hoții ar trebui să fie în închisoare. Acesta nu este pandantivul tău. Acesta este pandantivul familiei lui Andrei. Nu ai nimic de a face cu ea. Tu doar m-a calomniat. Dar ea a fost cea mai bună prietenă a mea. Știi cum tratează oamenii ca tine în colonie? Elvira își miji ochii cu viclenie. Alina a devenit nervoasă. Nu știu și nu vreau să știu. Păstrează aceste cunoștințe pentru tine. Nu voi avea niciodată nevoie de ele. Vom vedea despre asta, răspunse Elvira ferm și, întorcându-se brusc, se îndepărtă. Întorcându-se acasă, Elvira nu s-a putut opri să se gândească la cuvintele lui Andrei, despre ce oameni vorbea, de ce a încetat să mai comunici cu mama ta. Și acesta este comportamentul ciudat al Alinei, este toată agitată și nervoasă. Ce se întâmplă acolo? Se gândi fata. Andrei a spus că închisoarea s-a dovedit a fi cel mai mic dintre cele două rele. Ce poate fi mai rău decât închisoarea? S-a gândit profund la această întrebare. În acel moment, când se îndrepta deja spre casă, părul de pe cap părea că îi se ridică, sângele a înghețat în vene și inima a sărit câteva bătăi puternice. Ea pare să înțeleagă ce a vrut să spună Andrei, care putea fi mai rău decât închisoarea. Moarte În rest, fata se uită nervoasă în jur. Am avut dreptate, Vasilisa, nu era nevoie să merg acolo. Transpirația rece lipicioasă curgea pe spatele meu, ochii îmi erau acoperiți de un vâl de frică. Dar încă nu i-a povestit despre copii. Elvira este complet derutată de toate cele mai recente evenimente. Către casă se repezi de parcă ar fi fost urmărită de câini. A închis poarta cu toate șuruburile și a fugit în hol, smulgându-și pantofi și jacheta. Tata îl strigă ea pe Bogdan, intrând repede în sufragerie și apoi în bucătărie, Elvira încremen de surprindere. Tatăl ei, zâmbind cordial, stătea în compania unei femei mari, cu părul roșu. Victoria A strigat Elvira și si s-a trezit instantaneu în brațele prietenei ei. Mă bucur atât de mult să te văd. Te-am așteptat. Bună ziua! Era clar că și Victoria era sincer bucuroasă să se întâlnească. Ei bine, ce excursie! Elvira oftă nervoasă. Tatăl tău ți-a spus deja totul, da? Nu trebuie să spui ultimele știri. Victoria zâmbi încet. Da, știu deja, nu-ți face griji. Ce a spus Andrei? Elvira s-a uitat în jos, dar nu a spus nimic. Ea le-a spus pentru scurt timp Victoriei și tatălui evenimentele de astăzi și s-a prăbușit epuizat în brațele unui scaun vechi. Ca întotdeauna întrebări, au apărut si mai multe. Ce fel de oameni periculoși sunt aceștia? De ce închisoarea era cea mai mică dintre cele două rele? Sunt complet, nu înțeleg nimic. Cine este acest martor anonim? În acel moment când Elvira a menționat același lucru martorul misterios, Victoria și tatăl ei și-au schimbat vizibil fețele. Întrebă Elvira surprinsă, ce s-a întâmplat? Ce e în neregulă cu tine? Privea îngrijorată de la tatăl ei la prietenul ei. Elvira Victoria se ridică de la masă și se apropie de fată. Luându-i de mână, Am venit la tine cu un motiv, am învățat ceva. Ce? Elvira era interesată și ridică privirea. Ce vrei să spui? Vă amintiți chiar și când eram în închisoare, ți-am promis că voi ajuta la rezolvarea cazului tău. A întrebat Victoria. Desigur că am amintesc. Spunem ce ai aflat. Nu intriga. Nu mă întrebați cum, dar am reușit să intru în arhive caz și am aflat cine este martorul anonim. Știu cine a dat mărturia care te-a cauzat și trimis la închisoare. Victoria expiră puternic, fără să rupă contactul vizual cu prietena ei. Elvira ardeam de curiozitate. Cine este el? OMS. Vorbește deja! A prins cu forță mâna femeii. Elvira, era mama ta! Cum? Elvira se simți de parcă toată viața ei îi se fulgeră deodată în fața ei. Ochi. Știa că mama ei era departe de a fi un cadou. Și ceea ce a spus tatăl nu este în niciun caz asociat cu imaginea unei mame ideale. Dar asta. Puneți-i propriul copil în închisoare știind că el nu este de vină. Elvirei nu-i venea să creadă ce auzea. Ești sigur. Ea lămur liniștită. Radu Maria a fost acel martor. Ea a spus-o în culori, cum te-am văzut ascunzând un pandantiv furat. Îmi pare foarte rău, chiar sunt. Nu știu cum să te susțin. Victoria se lăsă pe podea de pe trepte, ținându-și mâinile strâns. Nu îmi pot imagina cum ai putea să-i faci asta propriei tale fiice. Și eu, spuse Elvira încet. Ea se uită la Bogdan. Tată, știai, Tocmai am aflat de la Victoria, a răspuns bărbatul. Și eu sunt șocat. Știam că Maria era capabilă să pună pe oricine, dar tu nu știu ce să gândești. De ce are nevoie de asta? Gânditor, de parcă bătrânul s-ar fi întrebat. Nu știu, răspunse Elvira încet. Dar o să aflu. Acest lucru nu poate fi lăsat nepedepsit. Ea trebuie răspunde pentru asta. Cu aceste cuvinte, Elvira se ridică în picioare și ieși în fugă din bucătărie. Ea a urcat la etaj camera fiicelor mele. Cum poate fi asta? S-a gândit Elvira și a încercat imediat situația pe ea însă și. Am putut ea își pregătește copilul. Niciodată și niciodată în viață. Dacă după povestea tatălui Elvirei, cu siguranță mi-am schimbat părerea despre mama mea, dar tot am încercat să o înțeleg măcar cumva acum. Elvira și-a dat seama că acum respinge o astfel de relație. În cele din urmă, a aflat cine era implicat într-o instalare. Ea a aflat și este gata să se răzbune. A doua zi, Elvira a plecat în oraș. Furia o cuprinse. Durerea de, de a mi trăda propria mamă nu mi-a dat pace. Ea este din nou dată m-am dus să rezolv lucrurile. Adevărat, acum avea măcar câteva informații. După ce a reflectat asupra dialogurilor din trecut, Elvira a decis să se pregătească temeinic. După ce m-am consultat cu tatăl meu, iar Victoria, care a stat cu ei câteva zile, Elvira mergea la mama ei cu un motiv. De data aceasta avea un as sigur în mânecă. După ce toate echipamentele au fost verificate și câteva apeluri importante au fost finalizate, Elvira a intrat în casă cu un pas încrezător s-a urcat pe podea și a lovit imediat în ușa apartamentului. Deschide! A strigat ea încrezătoare acea mama este acum acasă. Știu că ești aici. Elvira nu cruța niciun efort. Ea a bătut așa de parcă viața ei ar depinde de forța acestor lovituri. Acum câteva ore, mulțumesc programatorului Victoria, femeile au reușit să afle că Maria s-a întors la apartament dis de dimineață mai mult de acasă ea nu a ieșit. Așa că nu era nicio îndoială. Trădătorul a auzit bătăi la ușă. După câteva minute lungi, ușa s-a deschis ușor, iar Maria și-a băgat fața somnoroasă prin crăpătură. Ce vrei? Pufnia nemulțumită. Nu mă mai face de rușine în fața vecinilor. Elvira știa acum nu este momentul să participi la ceremonie. Când ușa s-a deschis, ea și-a băgat repede piciorul prin deschidere. Pantofi puternici nu i-au permis mamei să trântească rapid ușa, iar Elvira, folosind forța, a putut să se strecoare înăuntru. Mama speriată a făcut câțiva pași înapoi. Așa este o închisoare de oameni schimbări. Deja ți-ai pierdut mințile, te arunci asupra propriei mame. Ce, acum îți amintești de mine, da? Întrebă Elvira zâmbind s-a uitat repede în jur. Apartamentul a fost pur și simplu uimitor reparație. Panouri de marmură, mobilier de epocă, luxul este pur și simplu o creastă în ochi. Întrebă Elvira de unde vin banii, mamă. Chiar a obținut astfel de profituri pentru a-și înființa propria fică. Maria a fost surprinsă. Cum vorbești cu mama ta? Țipă ea. Ieși, altfel, voi chema din nou poliția. Elvira a făcut un pas înainte. Nu ești mama mea. În liniște, amenințător i-a spus. Nu ești tu, dar renunț la tine. Știu tot. Spunem doar de ce ai nevoie. Și ce știi? A chicotit Maria. Nu a mai rămas nicio urmă din frica recentă. Ei bine, nu mă așteptam să dicești. Ai fost mereu un prost pentru mine. Răspunde de ce de ce ai făcut asta. Elvira a mai făcut un pas mai aproape de mama ei. De ce, de ce? A repetat ea după fica ei. Maria! Da, pentru că nu ai fost de folos. Ochii ei străluceau de nebunie și cu cine ai devenit, căzut în mâinile tatălui tău. Nu ai fi de acord să furi acest pandantiv, același lucru. Așa că a trebuit să scap de tine, îmi pare rău. Deci, recunoști că m-ai pus la cale recunoști că ai dat mărturie mincinoasă. A întrebat Elvira, ridicând vocea. Oh, ești încă destul de prost. Femeia a râs, bineînțeles că l-a pus la cale. Nu ești altceva decât probleme. Sau ceva de genul acesta, Alina. Oh, e păcat că nu este fiica mea. Chiar și când eram copil, am văzut potențial în ea. Ea este pregătită pentru obiectivul ei treceți peste cap, nu ca tine, o cârpă. Chiar mai băgat în închisoare pentru un fel de pandantiv. Și a convins-o pe Alina. Elvira a rămas din nou uimită, deși a jurat că nu va fi surprinsă de nimic. Ce ai pus oamenii împotriva mamei lui Andrei? Ai fost tu? Cine altcineva? Bineînțeles că sunt eu. Maria râse cu o vigoare reînnoită. Când tu și Alina erați foarte mici. Mulțumesc Alinei, însă și am făcut-o, mi-am făcut o cunoștință utilă. Unchiul ei a fost eliberat din închisoare în acel moment. Oh, era foarte faimos în lumea hoților. M-a luat imediat în seamă și mi-a prezentat prietenilor lui. Am știut întotdeauna că o viață plictisitoare nu este pentru mine, iar cu tatăl tău plictisitor a fost mereu plictisitor. Apoi am aflat despre suspensie au existat adevărate legende despre ea printre hoți în drept. Știam că ea aparține cuiva familie din orașul nostru, dar nu știau exact cine. Am divorțat de tatăl tău și am devenit face cunoștință cu Zaharia al meu. Femeia a zâmbit aproape tandru. Oh, aceasta este o persoană incredibil de interesantă. El toți au o viață atât de periculoasă și interesantă. Maria a povestit toate acestea cu mândrie nedisimulată. Acest lucru i-a dat fior pe coloana vertebrală a Elvirei. Nu-i venea să creadă că această femeie extraterestră ciudată a fost cândva propria ei mamă. Elvira a întrebat cu grijă: De ce ai contactat criminalii și i-ai convins să fure pandantivul? Dar tu de ce nu ai scăpat de mine mai devreme, nu mai lăsat să locuiesc cu tatăl meu? O, ce prost ești! Femeia s-a scuturat cap. Tatăl tău a plătit întreținere bună pentru copii. Am folosit acești bani pentru a-l ajuta pe bărbatul meu Zaharia ridică când avea nevoie de ele. Și apoi, atunci ai reușit să faci ceva bun. Da, da, nu fi surprins. Ai crescut și te-ai îndrăgostit de acest prost al tău, Andrei. Încă îmi aduc aminte cum ai vorbit visător despre un pandantiv misterios care este moștenit. Imaginați-vă surpriza mea când mi-am dat seama că acesta este același decor de la dumneavoastră ne pregătim pentru această sarcină de 16 ani. Pur și simplu să-l fure ar fi o adevărată greșeală. E prea tare. Așa că a trebuit să trișez. Cum? Chiar ai forțat-o pe Alina să se duce. Andrei. Elvira a simțit că va vomita de dezgust. Nu, Alina, chiar și fără a mea ajutorul a căzut cu capul după el, chicotit dezgustător femeia nebună. Când a ajuns la majoritate, am concluzionat a face cu ea. O ajut să scape de tine, iar ea îl seduce pe Andrei și primește pandantivul. Bani o împărțim între toți. Toate acestea pentru bani. Cum este posibil acest lucru? Spuse Elvira încet. Cu siguranță ai ideecat costa chestia asta. Adevărat a trebuit să punem pe cineva în locul nostru. Bătăușii lui Zaharia au intimidat-o pe Vasilisa, mama lui Andrei. A durut, ea a rezistat mult timp, te apară în instanță. Dar... Și Andrei trebuia să tacă. I s-a dat de ales, fie mergi la închisoare sau vei avea un accident groaznic. Bineînțeles, el a fost de acord să nu se amestece pentru că tu a rămas în viață. Idiotul ăsta te iubește, totuși nu știu de ce. Andrei m-a înșelat pe cont propriu nunta a sărutat-o pe Alina. Ce fel de dragoste există? Elvira a zâmbit amar. Este puțin probabil ca acest lucru să fie posibil regla. Maria a râs dezgustător. Totul este posibil. Trebuie să cunoașteți metodele necesare. I-au strecurat ceva, deci tipul și-a pierdut capul. Și nu a fost greu să-l forțezi să se căsătorească cu Alina amenințare moartea celor dragi poate realiza multe. Spuse batjocoritoare Maria și așa privit imediat fica cu o privire bănuitoare. Cine știa că vei fi eliberat condiționat atât de devreme? Uf! Tu întotdeauna am fost o fată bună. Ți-au dat șase ani întregi. Acest timp ar fi trebuit să fie suficient pentru noi termină toate vechile afaceri aici și pleci peste ocean. Și iată o surpriză bună pentru tine. De ce nu stă într-un singur loc? De ce te duci unde nu ar trebui? Ai spus că Andrei a fost amenințat de că mă vor ucide, spuse Elvira încet, cu vocea schimbându-se. Dacă nu i-ar păsa ai refuzat condițiile, chiar mai ucide. Maria a zâmbit prădător și și-a privit fica cu ochi complet nebuni, sticloși. Ce te-ai îndoit? S-a strecurat repede în bucătărie și s-a întors imediat, ținând în mâini un cuțit mare de bucătărie. Ți-am spus, ca să nu te amesteci. Nu m-am prefăcut doar că nu mi-am adus aminte de tine. Ei bine, tu l-ai ales pe al tău. Destin. Cu aceste cuvinte, femeia a început să înainteze încet, a zâmbit prădător și, ținând cuțitul la îndemână. Toate acestea s-au întâmplat ca într-un coșmar. Simți Elvira încă puțin și pur și simplu și-ar fi pierdut cunoștința de groază, dar totuși și-a adunat puterea și cu voce tare a țipat la vârful vocii. Acum? Are un cuțit? Ce? Maria s-a animat, privind în jur. În aceeași secundă, ușa apartamentului s-a deschis și au izbucnit înăuntru. Polițiștii au întins vrăjitoarea cu un cuțit cu fața în jos pe podeaua de marmură. Nu te mișca, ești arestat! strigă unul dintre angajați. În sfârșit am găsit acest grup de crimă organizată. Puțin mai târziu au intrat în cameră ofițeri de poliție deja cunoscuți Elvirei. Unul dintre ei era același polițist de raion care nu a lăsat-o în necaz pe diata femeie fata, iar cu el însuși capitanul de poliție Băca. Elvira le-a zâmbit recunoscător bărbaților. Îți mulțumesc că mă crezi, a spus ea. Mulțumesc, a răspuns capitanul. Ne-ați ajutat pentru a găsi criminali periculoși care nu au putut fi prin șan de zile. Meriți tot respectul. Ei bine, cum rămâne cu condamnarea pe nedrept? Vom asigura un avocat, cazul va fi revizuit, cazierul judiciar va fi închis și statul va compensa prejudiciul moral. În discuție a intervenit polițistul raional. Când am venit aici pentru un apel, mi-am dat seama imediat că ceva era de pește aici. E bine că mi-ai spus Elvira. Oameni ca ea ar trebui să fie după gratii. Este sigur, a conchis Elvira. Înainte de a merge la mama lui, s-a consultat cu Victoria mult timp. Ea a sugerat o opțiune excelentă. Contactați un ofițer de poliție pe care îl cunoaște. Din fericire, Elvira a făcut schimb de numere de telefon cu el și i-a oferit o afacere. Elvira a sosit poliție, iar pe hainele ei era ascuns un dispozitiv de ascultare. Ea a mers în mod deliberat spre mama pentru a extrage cât mai multe informații de la ea și nu întâmplător a întrebat-o pe Maria atât de multe întrebări. În acest moment, departamentul de poliție a auzit perfect întreaga conversație și a înregistrat-o pentru a furniza apoi probe în instanță. Astfel, însă și Maria a spus de foarte mult timp. După ce s-a expus nu numai pe sine, ci și pe Alina și pe unchiul ei criminal, Elvira a aflat în sfârșit adevărul. Sper că vom putea găsi membrii rămași ai grupului criminal organizat, a spus Elvira. Bandiții ar trebui să fie în închisoare. Vom face tot posibilul, i-a răspuns capitanul Băca. Nu vă faceți griji. Cazul Mariei s-a dovedit a fi atât de tare încât timp de câteva luni s-a discutat peste tot. Oraș. Poliția a reușit să găsească întregul grup infracțional despre care vorbea, iar fiecare dintre membrii săi a primit ceea ce a meritat. Maria însă și precum și Alina și unchiul ei Zaharia a primit sentințe semnificative. S-a dovedit că nu numai această crimă a fost pe seama lor, ci și ceva mai rău. Instanța care a condamnat-o pe Elvira și-a recunoscut greșeala și i s-a plătit o sumă importantă pentru daune morale. Deteriora cu banii pe care i-a primit, ea și-a putut îndeplini visul, a luat un împrumut și a cumpărat un teren la marginea orașului, a construit o clădire pe ea și și-a deschis casa de cusut. După câțiva ani afacerea ei a dobândit filiale, iar ea însă și a devenit un designer de modă celebru. Acum tot orașul se îmbrăca la Elvira. Așa își spunea salonul. Toată această poveste a învățat-o pe Elvira să nu judece o persoană conform trecutului său. La urma urmei, după cum a arătat practica, un fost prizonier poate ajunge undeva mai uman decât o gospodină respectabilă. Elvira, însă, și-a acceptat întotdeauna cu bucurie să lucreze pentru femeile eliberate din colonie. Ea nu a acordat nicio atenție trecutului lor, dar a oferit tuturor o nouă șansă de a se regăsi în această viață. La câteva luni după arestarea mamei sale, Elvira a făcut pace cu Andrei. După cum s-a dovedit, intuiția ei nu a dezamăgit-o, iar fostul ei soț într-adevăr s-a dovedit a fi nevinovat de orice. După ce a aflat despre fiicele sale, Andrei a fost mai fericit ca niciodată. Visele noastre a deverit, strigă el de bucurie, vomitând unul după altul pe cei mici care intrau cu încântare. Elvira și copiii s-au mutat în apartamentul lui Andrei și acolo s-a întors din nou la vechiul ei hobby. Am construit o seră adevărată pe balconul spațios. Nici viața lui Bogdan nu a stat pe loc, i-a plăcut atât de mult victoria bună, deșteaptă și decentă, încât a început să o curteze cu toată puterea pentru ea. Câteva luni mai târziu, femeia s-a predat milei învingătorului și s-a format una nouă. Cuplu fericit După ce a scăpat de Maria, întreaga familie a oftat adânc, iar Vasilisa și-a recăpătat fiul și o viață normală. La urma urmei, ea, ca și Elvira, a fost înființată de Maria, acuzând-o de complicitate la furt iar Elvira, nu mai ținea ranchiună față de nimeni, a devenit mai mult înțelegătoare, mai tolerantă, oricât de nedreaptă ar fi fost viața ei la început. Dar și ea a pus în cele din urmă totul și pe toți la locurile cuvenite. Vă rog să mă susțineți cu un like și să vă abonați!